Hai să începem ședința. Ședința este legal constituită. 12 consilieri prezenți din 13. Lipsește o proiectă vasă. Supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Suntem de acord? Împotriva obținerea. Îi dau cuvântul domnului Chimas, prezintă ordinea de zi. Primul rând, bună seara și bine ați venit la ședință. Astăzi, pe ordinea de zi, avem două proiecte, și anume, 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului cultural artistic Gatii și obiceiuri de iarnă 2018. 3. Proiect de hotărâre privind analiza studiului de înscriere a datelor registrului agricol și a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale de salubritate pentru persoanele fizice prevăzute în planul anual de evoluție a taxelor și tarifelor aferente proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău pentru finanțarea serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale și respective operare instalații deșeuri municipale. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniul privat al comunei Cașa, județul Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Cașa, județul Bacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Local Cașa numărul 31 din 1999. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului comunei Cașa, județul Bacău. 8. Prezentarea rapoartelor comisiei specializate. Înainte de a da citire primului proiect pe ordinea de zi, aș vrea să vă aduc la cunoștință. Astăzi am fost la o ședință la Sindura Pace și Poziții Bacău, în legătură cu Marte Planul Județ Bacău Poim, privind ființarea rețelelor de canalizare sau extinderea rețelelor de apă, la care am pus niște întrebări și mi s-a dat și răspunsuri. La toată acest proiect, noi avem și nevoie de cofinanțare, pe care sper să reușim să o obținem, să o avem la ceea ce trebuie să dăm noi. Cu siguranță, de-abia la finalul anului 2018, va începe licitația. Vor începe licitația pentru proiectare și execuție. Obligația noastră este ca până în primăvară, în anul martie, să târziu, să cumpărăm terenurile pentru stații temporare. Fiind proprietarul terenului și rezervorul de apă de la Curița, trebuie neapărat să avem aceste terenuri, că ele trebuie să fie intabulate și trecute de opinie publică a comunei Cașa. Și încă o chestiune foarte delicată, după experimentul ADIS și a serviciului de salubritate, cei care lucrează cu acadul Marteclanul și Bacău privind Poiem, și-au tras un semnal la alarmă. Și anume ce? Seamnă asta. O stație temporară ca să funcționeze, ceea ce pot milioane de euro, la Cașa din valoarea lucrărilor să ridică în jur la 5.600.000 de euro, deci valoare foarte mare, ea trebuie să aibă și apărați. Adică să aibă și beneficiari care trebuie să dea în această stație apă de uzare. Și atunci au zis în felul următor, ne vor trimite nouă niște anexe, iar noi vom merge în localitate. În cazul primăriei, voi stabili comisii care se leagă în localitate din poartă în poartă, pe fiecare stradă, pe care oamenii își vor lua un angajament că în momentul terminării lucrării se vor branșa necondiționat prin contract la apă, inclusiv canalizare. Astfel, riscăm să se piardă proiectul și apoi să fim penalizați să plătim sumele banii europeni de 3 ori înapoi. Așa că ei au spus să fim foarte atenți, să facem acest consult public cu oamenii și să facem rețeaua de canalizare numai acolo, pe străzile unde, într-adevăr, vor fi și abonați și stația de curare va funcționa. Deci nu mai ajungem ca și în povestea cu ADIS, cu salubritatea, pe care s-a ajuns până la urmă să dată specială, oamenii, cetățenii nu au contracte, stația specială să încasăm noi primăria, ceea ce este foarte greu, de casat și ajungem la impasul să fim blocați sau proiectul să iau finalitate nu prea bună. Și atunci vor speri toate UAT-urile care fac parte de acest proiect. Deci asta o puteți spune și la vecinii dumneavoastră, acolo unde locuiți în zonele unde stați dumneavoastră, că în miadă, deci în timpul următor,
apropiat, poate chiar și în 8 decembrie, vom începe acest lucru. Să va merge, să va semna de către proprietar un angajament de Brașani, deci anticipat cum ar veni, și atunci nu mai merge. Deci sunt banii europeni, chiar și banii publici, care s-au cheltuit pe gaze și mai departe. Ați văzut dumneavoastră că de-abia acum în Cașul a început să vătă rotița cu gaze. A început oamenii să brașeze. Chiar anul ăsta a avut cel mai mult îmbrașament de când e gazul băgat în Cașul. A început. Dar la canalizare nu merge. Fiind banii europeni, ea, după ce dată funcționează, sau până încep, ea trebuie să funcționeze. Deci nu mai merge că stați va funcționa la anul, că la anul se va brașea și Popescu și Ionescu și va funcționa. Nu. Ea, în momentul când s-a făcut recepția, să dăm primiri și spre funcțiune, ea trebuie să funcționeze. Deci nu e atât de simplu. Ca să vă spun, au pus lucruri și foarte bine, că am pus niște întrebări eu și care au fost câțiva primari care au pus întrebări astea și mi s-au dat răspunsul ca să știm ce avem de făcut. Deci nu merge că, domnule, băgăm, lasă fie acolo, să brașează 5 dintr-o mii. Nu există așa ceva. Mai ales stația de curare de la Caș. Noi acum o să fie o amestecătură cu Mănăstirea Cașa. Ba de zembre, de să fii și Mănăstirea Cașa. Dar m-am gândit tot azi, mă gândeam că veneam cu drumul la Bacău. Nu știu ce vă fac cei de la Mănăstirea Cașa. Eu știu că la Caș oamenii au chiar cu gaz. Acum așa au început să înțeleagă că avea gaz, apă, canal, e o necesitate și nu altceva. Poate la Mănăstirea Cașa nu am reținere vis-a-vis de locuitorul de Mănăstirea Cașa, că vor fi atât de promptii la aceste servicii. Și atunci, urma ceea ce va face cumva Mănăstirea Cașa, voi face o analiză, voi merge iar la consultant. Dacă acolo nu vor avea clienți la ajuns, să renunțăm, să ne facem stația noastră să renunțăm, că stația curare să fie una singură, mai mică, să fie anul noastră și să poată funcționa. Că avem stația care e comun cu Mănăstirea Cașa, e o stație mare, de curare, care va deservi 10.000 de locuitori. Una, facem o stație care deservează 10.000 de locuitori, care trebuie să aibă un anumit volum de apă uzată, și una care face o stație să funcționeze pentru 3.000 de locuitori, sau 4.000 de locuitori, cât are Cașul, 4.000 și ceva, și atunci e totul altceva. Atunci ne vom zbate noi, ca aia, nu știți, să branșeze. Așa că, de asta v-am spus înainte de a începe ședința și atâta cu proiectul de zi, astăzi a fost, vă spun că e la caut, cam așa s-a luat. Da, și ar trebui spus la cei care nu vor, majoritatea au fost în astea și nu sunt conforme, nu sunt făcute cum trebuie. Da. Da, cei care au voi în casă. Care au se intri legalitate. Corect, legalitate, dar ei au ceva să vină să vă montează. Nu te branșezi și fosa trebuie să-ți corespundă. Da. Nu? Dacă el e încăpățânat și nu vrea să branșeze la sistemul centralizat de creditarea deșeurilor apelor uzate, el își va lua o fost septic, care poți să numi că face 4.000 de lei. Și nu poți să oblici. Dacă și-a fost septic care e viață de agenții de mediu, în țară, majoritatea le-au făcut, de aia da. Dar asta trebuie să vină cu dovadă, că are o fostă septică, care e agreată de lege în vigoare în privind mediul în România. Deci proiectul să răbde vin din închidicarea bugetului local. Hotărăște. Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Cașin pe anul 2017 la venituri cu suma de 102.000 lei și la cheltuieli cu suma de 102.000 lei, după cum urmează. Capitolul 11.02. Sume de facturi din TVA cu suma de 14.000 lei. Capitolul 42.02. Subvenții din bugetul de stat cu suma de 20.000 lei. Capitolul 35.02. Venituri din amenzi cu suma de 68.000 lei. Articolul 2. Cheltuielile bugetului local în suma de 102.000 lei sunt repartizate astfel. Capitolul 65. Învățământ cu suma de 30.000 lei. Capitolul 68. Asistență socială cu suma de 4.000 lei. Capitolul 84.03. Drumuri coduri cu suma de 53.000 lei. Capitolul 70.06. Luna public cu suma de 15.000 lei. Articolul 3. Prezentul autorizat se comunică prefectul județului Bacău, primarul Comunei Cașin și cu partenerul buget contabilitate de venituri și achiziții publice în termen de 10 zile de la data adoptării de către secretarul comun. Articolul 4. Compartimentul bugetului contabilitate de venituri va duce la îndeplinire prezența hotărârii. O să vă citesc expunerea motive a primarului. Subsemnatul Soroi Daniel, primarul Comunei Cașin și ordonator principal de credite, propun rectificarea de buget cu suma de 102.000 lei, atât la venituri cât și la cheltuieli, după cum urmează. Se majorează veniturile bugetului local cu suma de 102.000 lei, astfel.
Capitolul 11 din 2, sume de facat în TVA, prin finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunilor, cu suma de 14.000 lei. Capitolul 42, subvenții de la buget de stat, cu suma de 20.000 lei pentru ajutor încălzire. Capitolul 35, venituri din amenzi, cu suma de 68.000 lei. Se majorează cheltuielile cu suma de 102.000 lei, astfel, la capitolul 65, învățământ, cu suma de 30.000 lei, reprezentând sumele de facat în TVA pentru plata salariilor, 14.000 lei și 16.000 lei pentru cheltuieli materiale. La capitolul 68.05 asistență socială se majorează cu suma de 4.000 lei. La capitolul 84.03 drumuri și poduri, cu suma de 53.000 lei pentru achiziție bărți stradale și pentru închiriere utilaje necesare diverse lucrări de igienizare și reparația drumurilor din comun. La capitolul 76.06 luna public, cu suma de 15.000 lei. Raportul de avizare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Bugetul, Administrația Domeniului Public și Privat al Comunii, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Serviciu și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind reștificarea bugetului local, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolul 44 de legea Administrații Publice Locale, numărul 215/2009, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Următorul punct, privind aprobarea programului cultural artistic, gratis și obiceiul de iarnă 2017. Știți că în fiecare iarnă, școala ca și în cadrul cultural, organizează un spectacol copiii, gratis și obiceiul de iarnă, la care copiii sunt premiați cu cadouri, ce am făcut în fiecare iarnă, asta vom face și anul ăsta. Suma care am propus-o va fi la fel ca și anul trecut, deci nu va fi mai mare. Sperăm să nu fi crescut un așa de mult prețului ca să facem un pachet ecosistem pentru copii, cât de cât să fie ceva. Și o să vă citesc că expuneri motive. Expuneri motive a primar. Agenda manifestărilor pentru luna decembrie 2017, cuprinde și în acesta manifestări, devenite deja tradiție în localitatea noastră, ce reușesc să adune la o altă întreaga comunitate. Impresionând prin costumații originale, părinte și urători, specifice obiceiurilor de Crăciun și Anul Nou, manifestări la care participă copiii preșcolari și școlari din comuna noastră, care colindă grupul și ansamblul profesionistă sau la Gafur, certe sau formații acompaniate de muzicați și provin din alte localități adiacente comunei Cași. Ținim cont că în fiecare an a fost organizate astfel de manifestări tradiționale cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou, spectacul artistic, împășurat la Cărbunul Cultural Cașin, unde sunt după fi pe cadouul copiilor, primirea acestui de urători pe platou din partea primăriei, propun Consiliul Local Cașin, aprobarea organizării și desfășurării festivităților sărbătorilor Crăciunului și Anul Nou 2017. În considerația celor prezentate mai sus, având în vedere prevederile legale în vigoare, privitoare la rolul competențe și responsabilitățile Consiliului Local privind administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice locale, considerăm necesară și oportună alocarea sumei de 9.000 lei pentru achiziționarea un număr de 330 pachete cadouri ce vor costa în dulciuri, sucuri sau alte produse specifice sărbătorilor de iarnă în valoare de 12 lei per pachet. Premierea copiilor ansamblului sau grupul de urători care în funcție de complexitatea prezentării vor primi sume de bani cu premii de 30 de lei și 90 de lei, premiile vor fi achitate pe stat de plată la casieria primăriei pe baza actului de identitate, iar în cazul grupurilor, plată se face liderului de grup pe baza declarației acestea cu privire la numărul persoanei care fac parte din grup. Aceasta a putut așa anul trecut, să face un stat de plată, să ia CNP-ul, ei semnează, noi le oprim CAS-ul la rândul nostru, să nu plecați să oprim acele sume CAS-ul. Și anul trecut a fost acea sumă. Deci pentru copii a fost suma de... Nu. La copii a fost 3.400 de repartă. Deci pentru copii a fost 330 de lei, ori 12 lei. Pachet. 330 de pachete. Și diferența, da, 4.000 de lei pentru ceilalți urători care vin. Sunt numai urșii care vin la Brătești, sunt cam 82 oameni care vin. Pentru că atunci vreau să fiecare an vin. Aici, oamenii au venit de fiecare an, sperăm să, că vor veni și anul să vor organiza, au și niște probleme acolo cu organizarea. Dacă nu, vom invita ori la Cumănești sau de un altă parte,
Că și nu este obișnuit cu tradiția asta, al da? Multe. Noi pe timp, ați văzut cum așa ne face pe număr de, de ceartă și unul singur semnează și... Avem două rapoarte, pentru roșu și unul zbărcea. Da. Da, da. Raport de avizare. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea programului cultural artistic. Datin și obiceiuri de iarnă 2017, constată că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 de legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicat, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind aprobarea programului cultural artistic Datin și obiceiuri de iarnă 2017, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolul 44 din legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Mulțumim. Următorul proiect e un proiect de hotărâre care îl analizăm în fiecare anul în noiembrie și anume privind analiza statului de înscriere a datelor în registrul veniturilor și a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Hotărăște. Articolul 1. Se aprobă stabilirea măsurilor pentru eficientizarea cuvertării și ținerii la zi a Registrului Agricol ca urmare a analizei statului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru perioada 2015-2019, după cum urmează. Statul de înscriere a datelor în Registrul Agricol. În multe cazuri, la înscrierea persoanelor fizice în Registrul Agricol, numele și prenumele este înscris fără inițiala datorului, conform articolul 5 aleas 2 din normele metodologice. Rare sunt cazurile în care sunt înscrise datele privind suprafețele cultivate, numărul pomilor, animalilor, păsărilor, utilajilor în anul agricol. În unele cazuri nu este completată legătura de rudenie și codul. Modificările au fost făcute de agentul agricol fără acordul scris la secretar. Articolul 8 aliatul 3. Corecțiile sunt făcute uneori incorrect, fără a fi înscrise datele corecte. Articolul 8 aliatul 2. În multe cazuri, semnăturile declaranților existesc pentru anii 2015 și 2017, articolul 17 al 3. Nu sunt făcute mențiune decesului unui membru al gospodăriei în mod corect, în sensul înscrierii datei decesului și actul de deces, articolul 10 al 6. În unele cazuri, nu este realizată o concordanță între care două forme de registru agricol, în sensul că s-au constatat mai multe date înscrise electronic decât pe suport de hârtie, dar sunt și unele poziții înscrise pe suport hârtie și neregistrate electronic. Măsuri pentru eficientizarea acestei activități. 1. Întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol se organizează conform ordonanței Guvernului numărul 28/2008 privind registrul agricol modificat și completat prin legea numărul 54/2017, atât pe suport de hârtie, cât și pe suport electronic, în vederea interconectării cu Registrul Agricol Național, RAN, în vederea raportării unitare către instituțiile interesate a datelor gestionate de către acesta, începând cu 1 ianuarie 2018. Tehnica de completare a Registrului Agricol se face conform normelor tehnice de completare a Registrului Agricol pentru perioada 2015-2019, până la publicarea noilor norme metodologice, privind modul de completare a Registrului Agricol, articolul 2 din legea numărul 54/2017. Mai multă colaborare și comunicare de persoane responsabile pentru completarea datelor registru pe suport de hârtie și electronic. Cunoaște legislației, conștiinciozitate, responsabilitate și remedierea erorilor de completare. Responsabil, comunicul medical, referent superior agent agricol, completează Registrul Agricol pe suport de hârtie. Mocanul Pavelina, inspector superior, verifică concordanța între evidența registrului sub forma electronică și cel pe suport de hârtie, completează Registrul Agricol în format electronic. Termen permanent. Articolul 2. Secretarul Comunei va comunica prin hotărâre persoanele nominalizate la articolul 1, primarul Comunei Cașin și pe vinul de sub Bacău, în 30 zile de la data de la adoptare. Deci, știți dumneavoastră că problema cu Registrul Agricol este veche la noi, eu mă treacă în veche, pleacă din anii din urmă. Când am vrut în mandatul 2012-2016, nu să mă zbun asupra anumite persoane sau să fac, nu știu, așa s-a înțeles atunci de la anumită opozitată pe politic, ci că nu se face treabă. Atunci, în ziua Consiliul Local, care era consilier, din cei care au fost, știți că aici sunt un scandal nostru. Că se rog ca să spune pe agentul agricol cum aici, din ca și mai departe. N-a fost nici pe departe chestiunea asta.
Asta este activitatea Doamnei Comănești, care și până în ziua de azi, am înviat Domnului Secretar, care a verificat și în spate de reguli care stau la acest obligul practic, ele sunt aproape incomplete, majoritatea. Sau chiar dacă cumpărtați, scumpărtați, e erunat. În baza referatului vă spun că azi este un finish. Dumneavoastră veți aproba hotărârea, cu siguranță, să vă pune în aplicare, dar începând cu data de mâine, cu Doamna Comănești, voi băga în cuia disciplină. Să vedem cum este disciplină urma anchetii care o face, dacă v-a constatat și el o să ajută doamna secretar, dacă s-a constatat și de rea credinții și s-a făcut, cum spune legea 188, nu și-a adus toată bine în serviciu de rea credință, va fi sancționat. Totuși nu se poate. Sunt aproape, bun numai în 2012 până acum, sunt 6 ani, 5 ani. Dacă ai pus și pe aia în 2008 încă 4 ani. Un registru pe rând, dacă se completa, că registrele, dacă știți cum sunt, e o grindă localității, dacă registrul agricol nu e completat cum trebuie, cu populații, terenuri, animale, plante și ce mai cuprind un registru, nu mai evidență clară asupra populației. Deci registrul agricol trebuie să aibă și primul născut care s-a născut, legătura cu conflictul de familie, legătura cu starea civilă, s-a născut, s-a evidență registrat. Ionel îl registrează atunci în momentul a fost la registrul agricol. Că e la bunicul, că e la tata, că e la cine, trebuie să fie înregistrat. Noi nu avem o evidență clară. Vă spun sincer că am participat în 2011 la registrământul agricol. Și am avut treaba, care ce știu, că am avut alte ce pe teren. Dacă avea legiții de completate de la zi, multe localități din România și-au făcut registrământul după legiții. Am dat dispoziții scrise de primar, dispoziții în care, atât de agricol, să facă muncă pe teren, să meargă în teren. Că registrul agricol, vă spun sincer, se cubetează în teren, la fața locului. Omul, când îl intri la el în curte, mi-a vezi că mai are și un purcel. Îi zice că nu are, dar nu uiți purcel. Mă trece mai aici, că la nu mai trece un purcel, ăla se mai la Crăciun. Dar îl trece. Și mă, cred că ori de-a stăzând în vădările din Cașin, au avut un purcel acasă. Au fiecare cu un cățel, cu un purcel. Aia nu a fost cu spiritul glumă. Deci nu se poate, nu este nici răzbunare, nu este nici răutate. Eu ceea ce văd aici, nu este incompetență. Și nu-i voință. Dar să faci lucrurile așa cum trebuie. Într-adevăr, se lucrează, în acest agricol lucrează la alte devenințe. Nu știu, atenție, da, pe atenție. Dar nu dai fiecare zi. Și cât ai dat într-o zi, măcar 3 ore, dacă lucrezi la registrul tău și ai dat posibilitatea ca după ora 12 și agentul să plece în teren, nu mă interesează unde plecai în teren. Dar nu a zis să-mi aduc raportul. Domnule, a fost atâta locuințe, atâta am făcut asta. Deci nu se poate. Suntem în anul 2017, acum, deci în 2018, și noi avem registrul varză. Să știți că amenzile sunt foarte mari. Dacă vine un legumător la prefectură, se lasă cu amenzi. Și m-a spus asta eu amenzi ca primar, pentru alții nu-și fac treabă. Adică hai să fie primarul băiat bun. Nimic nu spus. E bun primar. Are și-o familie, e acasă, întreținut, copiii de crescut. Nu, da, amenzi pentru că nu și-a făcut ei ca un bibliotec. Am pătit-o. Primăria și-a spus la legumă, am dat amenzi pentru că cel care și la pensii, o să-i vezi, nu-și-a făcut treabă. Și am venit control și am venit la primit eu și un domnul primar. Păi, o dezvântări sarcini în chef de vesiu, eu ca mare om din comun, numai că eu am dat un pic mai mare, am venit la domnul primar, dar am dat amândoi, pentru că altul și-a făcut treaba. Și deci nu-i voie, adică fiecare îi răspund cu ceea ce face, de-aia sunt plătiți din bani publici și se facă treaba. Deci, de-aia v-am ținut această privilegiu, ca să înțelegeți că nu este niciun fel de răspundare, nu avem absolut nimic cu nimic. Și o să mai vedem dumneavoastră în perioada următoare, vor mai fi și alții conturate primării, pe care cum este disciplină, deja mai fost băgați și sancționate. Asta e. Îi face treaba, care sunt dus mușeare, dumneavoastră iau tot amintia, astea bărbat. Și eu zic că la primăria ca și în funcționare, sunt, a fost plătiți cu, nu maxim, dar aproape. Adică nu mi-am dat plătit, nici eu nu m-am zbăcit, nici nu mi-am v-ați opus, ca să nu fie, dar pentru acești bani trebuie și muncă. Trebuie să vadă o muncă, trebuie să vadă o responsabilitate, în primul rând, la ceea ce faci. Nu faci lucrul de dragul care faci. Deci, eu vă asta este poziția mea, indiferent pe care va fi la dumneavoastră. Eu vă duc la bun sfârșit, ca și coordonator de credinții și conducătorul acestei instituții. Dumneavoastră, veți aproba să nu această hotărâre,
Deci faci un credit, dar ce ai spus înainte, eu mă duc și am de credințe cumpărate cu mine. Problema este că trebuie să ne interconectăm cu registrul de tot național. Deci nu merge. Și instituțiile o să aibă acces direct la registrul nostru și când o să dorească informații. Orice instituție a statului care vor să vadă și orice altă persoană, îl vede. Și vrea să-l testeze că el Dulcea Gheorghe ce are el. Și spune, uite, bă, la Dulcea Gheorghe, electronic, vede că mare în bine familie încă două persoane, are acasă 5 porci, mare, nu știu ce mare e acolo. Câte erenari sunt în pași. Două rați. Și în afară de asta, nu l-au uitit la trăși impozite. Avem o fată, nu dau numele la trăși impozite, ca și face treaba. Muncești cu adevărat, e conștiincioasă fie ea. Îngreunează munca și nu la trăși impozite. Noi nu casăm la realitatea care există la nivelul comunii. Deci încasăm că trei sferturi. Deci trei sferturi nu ceea ce fi încasat. Nu încasăm nici pe aia, dar zic ca și idei. Sunt anumite cetățeni care nu au înregistrat terenul și alte bune. Unii le iau, alții nu le iau. Și atunci, bunii poate să iei cel la tax și impozit. Dar aici doar pe asta e oglindă. Arunc acolo și îl impune pe cetățeanul respectiv. Așa, știți cum e, care suntem poliția, a venit și ne-am declarat, ne-am înregistrat, plătim până la ultimul bănuț. Așa, care a fost un pic incorrect, sau cum și-a fost treaba de plăcării, până la anul plătește, tot bine mersi. Bine, cum noi prindem și cu un codul fiscal, îi taxăm cu ultimii 5 ani. E cam ustură când îi taxăm cu ultimii 5 ani. Asta e viața. Așa spune codul fiscal cu cezbură, așa îi taxăm. Dar de ce îi taxăm așa? Deci nu taxăm cu el la zi, cetățeanul să fie înscris cu ceea ce are, până la patajează și cu el la un act de vânzare, la un act, eu știu, să transfer de proprietate sau ce mai face el. Da, cam asta m-am spus. Raport de avizare. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice, adreselor cetățenilor, analizăm proiectul de hotărâre privind analiza statului de înscriere a datelor în registru agricol și a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activități, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem în Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Mulțumesc frumos! Următorul proiect privind aprobarea taxelor speciale de salubritate pentru persoanele fizice vizate în planul anual de evoluție a taxelor și tarifelor aferente proiectului sistem integrat de management al deșeurilor municipale pentru finanțarea serviciului de colectare și transport deșeurilor municipale și efective operare instalații deșeurilor municipale. Știți când am aprobat cei mai vechi dintre dumneavoastră, când am aprobat contractul cu Romprestu, prin abis, atunci s-a aprobat și un plan. Fiecare iată prețul la taxa de salubritate va crește cu un anumit procent. Care sunteți, vă fiți cumva? Și am la urmă să vă citesc care este evoluția. Aveți scris și dumneavoastră acolo. Hotărâșii. Articolul 1. Nivelul taxei speciale de salubritate pentru anul 2018 este în cuantum de 4,07 lei per lună per persoană. Articolul 2. Secretarul Comune va comunica prezentul hotărârii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritare Bacău, ADIS, primarul comunicat și pe județul Bacău. Deci planul anual de evoluție a tarifelor și taxelor pentru proiectul sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău. În 2010, taxa la rulat pe persoană a fost 2,43 lei, noi plecăm din 2015, cu 3,64 lei, 2016, 3,76 lei, 2017, anul ăsta, 3,87 lei, 2018, 4,07 lei, se va ajunge în 2032 la 5,58 lei. Să trăiesc, să fim sănătoși. La 5,58 lei? Da, 2032. Hai să trăiesc, să fim sănătoși. Să ne vedem și în 2020. Măcar la conducerea să nu fiu. Da. Dacă știi, adică vreau să plăci identitatea mea, de exemplu, e cam în 72. Mă la drept. Înseamnă că urmăresc o evidență. Nu, vreau că simt o creștere a longevității. Sigur. Sunt mână în mână instituțiile. Raportul de avizare. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrația, Domeniul Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț. Analizăm proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale de salubritate, precum pentru persoane fizice
prevăzute în planul anual de evoluție a taxelor și tarifelor aferente proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solide județul Bacău pentru finanțarea serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale și respective operare, instalații deșeuri municipale, consider că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolul 44 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Mulțumim. Următorul proiect privind însușirea inventarului bunurilor ce aparțin domeniul privat al comunei ca județul Bacău. Hotărâre. Articolul 1. Se însușește inventarul bunurilor care locuiesc domeniul privat al comunei ca județul Bacău conform anexei ce face parte integrantă de prezidenta hotărârii. Articolul 2. Secretarul comunei va comunica prezidenta hotărârii compartimentului buget, contabilitate de venituri și achiziții publice, compartimentului agricol, primarul comunei Cașin și prefectului județul Bacău. Deci în inventar avem toate terenurile care aparțin, care sunt aparte din zonă comunal. Vă citesc liște dealul Stânii Burziș și Lada și dealul Buciun. Și mai avem un teren aferent spesarul uman, în centrul satului Cașin, terenul aferent curte construcției, este 200 metri pătrați inclusiv, talpa construcției, având o valoare de inventar de 1590 de lei, a fost scos din domeniul public și trecut în domeniul privat al comunii prin hotărârea Consiliului Local numărul 37/24/2004. Atunci a fost scos datorită faptului că s-au concesionat caverele medicale și nu puteau face parte din domeniul public. Chiar a fost o lege dată în perioada... Asta a fost dată în 2010, când era guvernul Boc, în care se propunea chiar vânzarea spațiului medical către medici și familie, ținând că era viceprimar, făceam parte ca și puterea de vot în Consiliul Local. Da, și nu a fost de acord. A zis, nu, să rămână la comunii ca și nu să fie concesionat în continuare. Doar la Domnul să plătea să defensa, când va ieși la pensie, va veni un alt doctor, că altfel riscam ca în momentul când doamna va avea să iasă la pensie, să transformă acel care vine medical să fie într-o casă de vacanță. Că în România se pot întâmpla foarte mult ei. Nu cum suntem în țara tuturor posibilităților, ca și America. Atât, nu? Da, mai avem. Teren arabil destinat construirii Bisericii Nașterea Maicii Domnului și Sfânta Mucință Sofia, între Ardeanul Comunei ca și statul Purița, suprafață de 1.505 metri pătrați, vecina cu spătarul Tonică, Vâncelul Gheorghe, Drum Sătesc, Geabă Vasile și numărul cadastral 781, Părâul Popii. Valoarea lui inventar este 3.200 de lei, domeniul privat al Comunei Cașin, prin pătrat de donație, numărul 1.358/2016, numărul cadastral 60.616. Acest teren, vă știți că am luat la biserică, prin altul donație. Suntem în stadiul de reacualizare proiect. Norocul nostru este că cel care a făcut proiectul Tabar Ceratul, care a crezut cu toții că a murit, dar n-a murit. Omul s-a realizat în activitate și a luat activitatea. El avea dreptul de autor asupra acestui proiect. Să știți că fiecare proiectant și-a spus și dreptul de autor. Un proiect făcut un proiectant poate fi eluat de alt proiectant, numai cu acordul celui care a proiectat, că dacă ăsta a realizat dreptul de autor, sau dacă cel în cauză care a făcut proiectul nu există, firma a dispărut sau el a decedat. Așa că omul și-a luat activitatea și a preluat reacolizarea proiectului. Suntem în faza noi, se pleacă la Consiliul Județean pentru obținerea certificatului urbanist. Sunt de certificatul urbanist și apoi de autorizație sperăm ca iar la asta să obțin din tot de acord și la vizile ca până la luma artist, zic eu, dacă Dumnezeu, să poată la licitație. Și eu când bani, când la lucrarea acolo la biserică. Valoarea proiectului, ce am discutat aici până acum, în jur la vreo 6 miliarde, dacă mă înșel. Eu acum o să mai discut cu ei. Ei cu tablă, cum e și cu mării, tablă asta modern. Eu la o biserică asta vine cu altfel tablă, adică eu cu tablă de cupru. Da. E și frumoasă. Adică voi vedea asta. Putea să acestea să fie valoarea, dar decât să ne zgârcim la... să ne scumpim la fel, să ne zgârcim la fel, eu zic că o să faci cu tablă de cupru și rămâne pentru veșnicie acolo. Pe cu tablă asta n-am dat cum au toate casele din jur. Adică, iasă, mai zic, dacă nu, și în zilul, vorba aia, când înseamnă că dai și decât taburile astea obișnuite. Da. Fundație Biserică Nașterea Maicii Domnului, și asta este în domeniul privat, 64.136 de lei, poartă acces în curtea primăriei, 4.544 de lei, clădire dispensarul uman, 116.526 de lei,
stația autobuz 25.225 lei, stația autobuz Chioș 500 de lei. Cam astea sunt ce avem noi în noiembrie privat, restul sunt bunuri care fac în domeniul public. Acum mi-aș dori în tot felul, dacă ne ajută timpul și vom de muncă la anul, aș vrea să cadați toate bunurile care vin la nivelul comunii, cu și bără ce au venit acolo, iar până la urmă avem o trebuie să locală, stați și pe urmă locul. Și toate terenul care rezultă de bunuri să trece în domeniul privat. Apoi, dacă cineva vrea să aibă un chestie, să-l pună, să-l folosească, să-l continuă și domnul cu celălalt, nu are decât să o coșinezi la primărie, să plătească de event, fac și venituri la nivelul lor. Dacă nu, se eliberează acele fonduri, să devină în spații de cum au fost fostul. Vreți să mai spuneți o dată care este suprafața terenului și vecinii de la biserică? Imediat. 1500, ce să zic. Imediat, vreau să zic. 1505 metri pătrați, internaua 61/4, parcela 51. În vecinia cu spătarul Tonică. Parcela 61. 61/4, partea 4. Per 4. Per 4, da. Așa. Parcela. Nu. Carlaua 61/4. Da. Parcela 51. 38. 51. Și vecini. 51. 51. Parcela 51. Spătarul Tonică și Bărcinul Gheorghe. Partea din nord. Da. Parcela Tonică. Și Bărcinul Gheorghe. Partea din nord. Aici e greșeală, nu e Gheorghe Nicolae. Da, așa este. Da, așa. Așa l-a făcut un pătrat. L-a făcut... Da, și? Ies drum sătesc. Drum sătesc. Sud, Giacob Vasile. Și număr cadastral 781. Ăsta e Zărnescu Maximilian, să cum îl cheamă cu... Zărnescu Silviu. Da. Și la vest, Părucope. Raportul de avizare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind însușirea inventariului bunurilor care aparțin domeniul privat al Comunei ca și în județul Bacău, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolul 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da, următorul proiect privind aprobarea modificărilor inventariului bunurilor aparținând domeniul public al Comunei Cașin din Bacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Local Cașin, numărul 31 din 1999. Hotărăște. Articolul 1. Se aprobă modificări de intervenție în inventarul bunurilor aparținând în domeniul public al Comunei Cașin, județul Bacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Local Cașin, numărul 31, pe 1999, după cum urmează. Poziția 1. Coloana 3 va avea motorul cuprins. De la DG-105, fixe SMA, prin Tălcău Țărnică, la drumul de țeala 115, teren intravilan, lungimea de 2250 metri, prefața 9031 metri pătrați, număr cadastral celei 2, 093. Este vorba de drumul nou asfaltat. El, în vechi inventar, avea o 3.000 și de metri liniar. La măsurătoare adevărat, nu are decât 2.250. Și cam așa tot drumul de casă, că, acum că le-am cadastrat pe toate, este cadastrat la jumătate, ca logic. Nu știu dacă este mult suprapus. Deci, un drum mai lung, suprapus, pe altă jumătate, mai mic. Și când s-a plătit? Ce s-a plătit? Asfaltat. 2250, ați vrea să te mici spune. Domnul Lucian. Da. Păi, poziția numărul 1, coloana 5, va avea următorul cuprins. Ce să zice aici, domnul? Deci, valoare minimă. Să, poziția numărul 1, deci poziția numărul 1, coloana 5, va avea următorul cuprins. 1.699.814,30 lei. Asta e valoarea de vreau. Valoarea nouă de inventar modernizată. Urma modernizată. 1.699.814,30 lei. Poziția numărul 64, coloana 3, va avea următorul cuprins. La strada Libertății Onești, trece scăneasă SRD, până la DG-105 Mea Cuciuri, lungimea 2000 de metri, din care 870 metri au fost modernizați prin PNDR. Și astăzi se modifică valoarea de inventar, crește și la acest drum. La poziția 64, coloana 5, va avea un motor cuprins. 631.000,
81 de lei, 11 bani. Asta este noua facturare de intrare a drumului de la 22 decembrie. M-am mobilizat omul acolo. Poziția 67, ora 3, va avea motorul cuprins. La strada Libertății Turnești, până la linia 53, drumul din mijloc, din Albrășești, lungimea de 1800 metri, din care 815 metri au fost modernizați prin PNDL. Poziția 96, până la 5, va avea motorul cuprins. 661.077 de lei. Deci a fost valoarea de vânzare. Noi acum, practic, modificăm, se modifică domeniul public, dar tot valorile. Ele fiind modernizate, ele că sunt valoarea de vânzare. Și automat trebuie să... Și la lungime. Lungimele este care au fost mai lungi, dar acum au adevărat o lungime, care a fost mai scurt, dar nu prea e cazul să fie fost mai scurt și se zic că sunt mai lungi noi în teren. Poziția numărul 105, coloana 3, va avea motorul cuprins. De la Andrei Emilia, la Rusu Catrina, teren intrabilan, suprafață de 1238 metri pătrați, lungime de 221 metri, număr cadastral 61.150. Poziția 105, coloana 5, va avea motorul cuprins. 210.878 de lei. Asta este valoarea drumului la CEP. Acum, reactualizat. Poziția numărul 109, coloana 3, va avea motorul cuprins de la Gură Ion, Domnică, la Moșnitor Brânză Neculai, teren intrabilan, suprafață de 375 metri pătrați, lungimea de 56 metri, număr cadastral 61.948, e vorba de drumul de la Podul Vila Vintelă, de la Sport acolo. Poziția numărul 109, coloana 5, va avea motorul cuprins 53.246 lei. Poziția numărul 114, coloana 3, va avea motorul cuprins de la Giacob Vasile, la Zărnesiu Gheorghe, teren intrabilan, lungimea 202 metri, suprafață de 1.307 metri pătrați, număr cadastral 61.949 și va avea valoarea de 161.168,50 de bani. Poziția numărul 155, coloana 3, va avea motorul cuprins de la Fântâna Vornicelu, de la școala, până la școala Cuița, teren intrabilan, lungimea 329 metri, suprafață de 1.894 metri pătrați, număr cadastral 61.953, va avea valoarea de 249.905,50 lei. Poziția numărul 116, coloana 3, va avea motorul cuprins de la Vrânceanu Petre, la Enarhie V. Gheorghe, până la Spătarul Maria, teren intravilan, lungimea de 142 metri, suprafață de 548 metri pătrați, număr cadastral 61.951, suprafață de 297 metri pătrați, număr cadastral 61.953. Va avea următoarea valoare de 109.157 lei. Poziția numărul 119, coloana 3, va avea motorul cuprins la Troiță Răuță, pe la școala Cuița, până la Boierul Gheorghe, teren intrabilan, lungimea 165 metri, suprafață de 1.328 metri pătrați, număr cadastral 61.952. Va avea următoarea valoare, 135.327,50 de bani. Poziția numărul 179, coloana 3, va avea motorul cuprins. Satul Cuița, suprafața construită de 229 metri pătrați, regim de înălțime, pietru sunt fundații de beton, pereți de cărămidă, acoperișit în lemn, veitoare din tavă, raportarea rețeaua electrică, terenul aferent este de 11.160 metri pătrați, inclusiv scalpa construcției, și teren sport, suprafață de 4.050 metri pătrați, alei betonate, suprafață de 515,8 metri pătrați, și alei balastate, suprafață de 344 metri pătrați, număr cadastral 60.657, poziția numărul 179, coloana 5, va avea motorul cuprins 374.637 de lei, 33 bani. Asta va fi, asta e valoarea neactualizată de la școala cu la școală, tot cu teren. Da, 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 tot cu teren. Articolul 2, prezent autorările, se comunică primarul Comunei Cașin, prezentul județul Bacău, compartimentul buget, contabilitate, venituri și achiziții publice și Consiliul Județean Bacău în termen de 10 zile de adoptare. Da. Raportul de avizare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării inventarului bunurilor în domeniul public al Comunei Cașin, județul Bacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Local Cașin numărul 31 pe 1999, consideră că acesta este necesar și oportun, conform prevederilor articolul 44. Din legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Următorul proiect de zi este privind aprobarea statutului Comunei Cașin de Subarcă. Îl va citi doamna Mișcuma.
Statutul Comunei Crașnov Județul Bacău. Capitolul 1. Date geografice. 1. Așezarea comunei. Comuna Crașnov este situată în partea de sud-vest al județului Bacău, pe Valea Crașnovului, de presiunea cu același nume, pe malurile râului Crașnov, la circa 7 km a munte de vărsare a acestuia în râul Totuși. Vatra satului Crașnov este așezată pe Valea Crașnovului, la vărsarea părului Curița în râul Crașnov, ocupând valea pe întreaga ei lățime. Din dealul Lăzir, pe apa Crașnovului și până sub coastele dealurilor Buciuc și Podumare. Comuna Crașnov se afecinează la nord cu municipiul Onești, la sud cu comuna Mănăstirea Crașnov, la est cu comuna Buciuc, la vest cu comuna Bogdănești. 2. Suprafața comunei. Comuna Crașnov are în componență două sate, satul Crașnov și satul Curița. Satul Crașnov este reședința de comună, iar satul Curița este componenta comunei. Suprafața pe care se întinde comuna este de 38 km pătrați și reprezintă 3653,17 hectare, din care suprafață în intravilan 430 hectare, suprafață în extravilan 3221 hectare. 3. Relieful comunei. Teritoriul comunei Crașnov este înconjurat de dealurile Buciuc, Codumare, Dolca, dealul Stârnic, Sivapur, Găreață, Măgurigea, Poacul, Lada și Cuciul. Cel mai înalt dintre aceste dealuri este Dolca, cu 511 metri înălțime față de nivelul mării. Pătura rapidă din cuvântul comunii este un pământ argilos, risipos, peșes, iar pe dealul pământul este mai mult argilo-calcaros. Se mai găsesc în multe părți și aluviuni. Ținutul este bogat în pășuni și fânețe cu iarbă grasă, iar pădurile rămase cu animale sălbatice care mai fac uneori stricăciuni semănăturilor. Și oamenilor uneori. Pământul este fertile, bune pentru cultivarea cerealelor, deosebi a porumbului. Pe dealurile din jur sunt cultivate mai ales livrezile, dar și fița de vie. Dealurile sunt bogate și în cătină, porumbele, zgorghine, coarne și cireșa mare. În afara pădurilor, fânețelor, livrezilor, fructelor de pădure, produselor agricole, comuna ca și situată la periferia Carpaților de Pădure, beneficiază și de existența unor bogății naturale, cum ar fi sarea, prezentă pe toată area acestei văi, în locul numit Sărățel, se află izvoare unde apa sărată curge continuu și din belșug. Piatră de râu, un produs interminabil, folosit întotdeauna în construcțiile realizate de locuitori. Produsele forestiere care au dezvoltat aici o adevărată civilizație a lemnului. 4. Clima comunei. Deși comuna este situată la ieșirea din munți, pe o vale larg deschisă spre răsărit apus și la 260 metri înălțime față de apa mării, este ferită de vânturile aspre ale iernii, dar și de arșița soarelui din timpul verii. Clima ce caracterizează teritoriul comunei Crașnov este de tip temperat continental. 5. Hidrografia comunei. Rețeaua hidrografică a comunei este reprezentată de râul Crașnov cu o lungime de vreo 50 km, care izvorește din muntele Crașnov, de Turco Vasna, curge de la pus spre Răsărit până la apropierea munților Clăbuc și coboară la vale prin localitățile Mănăstirea Crașnov, în Pești, Onești, și se varsă în râul Totuși. Primește ca afluenți Duraile, Valea Mare, Valea Mică, râul lui Miron, Curița, Lada, Mărăcea și Cuciurul. Râul Răduța, chiar și în cursul său inferior, are o vale îngustă și un sens aluvial. Capitolul 2. Pagini de istorie. Primele așezări omenești aparțineau epocii preistorice, acum 3000 de ani. Primele documente referitoare la așezările de pe văile Crașnovului și Oituzului datează din 1410, când existau 6 sate. Casen, Oituz, Grozești, Sănișorești, Laslăuani și Stoienești. Casen e satul Stănești. Satul Stănești și moșia Stănești sunt des pomenite prin documente încă din timpuri destul de vechi și până pe la 1846. Cel mai des întâlnit în documente este satul Crașnov, documente ce stabilesc originea Crașnovului în anul 1410, pe vremea domnitorului Alexandru cel Bun. Pe timpul domniei domnitorului Gheorghe Ștefan, 1653-1658, se întemeiază noul sat Crașnov, lângă vechiul sat Stănești, populația sa fiind formată din emigranți din Muntenia și Transilvania, săteni din Rupăr, Dragoslavele și din alte sate muntănești. Satul Curița a luat ființă după spusele bătrânilor în anul 1711 și a fost întemeiat pe moșia cu același nume și după apa Curiței. Cătunul Vlașca, care face parte din comuna Crașnov, este așezat la confluența râului Crașnov cu apa Curiței. Întemeierea acestui cătun s-a făcut odată cu împroprietărirea de la 1864. Numele Vlașca vine de la Vlasin Creptescu,
pomenit în documentele din 1442. Alături de sa s-a stabilit pe fundul apelor Cașii și Cuța, nu cu mult înainte de 1864, o ceată de țigani creștini ortodoxi veniți din diferite părți. Căturul Poichița este situat la apa Cașinii, spre amiază zi răsărit. Așezarea datează la 1896. 32 de clăcași ai comunei Gropile, din lipsă de pământ, au fost aduși în proprietăriți pe trupul de moșie Poichița, care fusese altădată proprietatea voievodului Gheorghe Ștefan, trecând apoi în stăpânirea lui Ne Donici, apoi a hatmanului Aslan, proprietarul moșiei Onești. Capitolul 3. Aspecte demografice. Populația stabilă a comunei Cașii numără 3387 locuitori, din care 2662 în satul Cașii și 725 în satul Curița. Populația totală este de 4393 locuitori. La recensământul populației și locuinților din anul 2011, pe lângă religia ortodoxă, s-au declarat 62 romi, 18 romano-catolici, 5 greco-catolici, un baptist, 18 penticostali, 20 adventista de ziua a șaptea, o creștină după Evanghelie și unul fără religie. Structura pe sexe. Bărbați 1665, femei 1722. Structura populației stabile după etnii se prezintă astfel. Român 3229, rom 63, etnie nedeclarată 95. Analizând evoluția populației după unele etnii, se observă că majoritatea populației este de etnie română, 3229 de persoane, respectiv 97,31%. Structura populației stabile după religii se prezintă astfel. Ortodoxă 3326, romano-catolică 18, greco-catolică 5, penticostală 18, adventistă de ziua 7-a 20. Capitolul 4. Organizarea administrativă și autoritățile publice locale. Comuna Cașin este o așezare rurală formată din două sate. Cașin, satul reședință și Curița, sat component. În lege 351 din 2001, privind aprobarea proiectului de amenajare a teritoriului național, secțiunea 4, rețeaua de localități, satul reședință de comună Cașin, are rangul 4, iar satul component Curița are rangul 5. Autoritățile publice locale prin care se realizează autonomia locală sunt Consiliul Local ca autoritate deliberativă și primarul ca autoritate executivă. Consiliul Local al Comunei Cașin este format din numărul de 13 consilieri locale, are inițiativă și hotărăște în condițiile legii în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale. Consiliul Local exercită următoarele categorii de atribuții. Atribuții privind organizarea și funcționarea patrului de specialitate a primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local. Atribuții privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a comunei. Atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei. Atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni. Atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern. Consiliul Local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit prin lege organică în caz de război sau catastrofă. Consiliul Local își exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit a Consiliului nou ales. Primarul Comunei Cașin reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relațiile cu alte autorități publice, cu persoane fizice sau juridice române, o străine, precum și în justiție. Semnul distinctiv al primarului este o eșarfă cu culori de drapelul național României. Primarul îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții. Atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului în condițiile legii, atribuții referitoare la relația cu Consiliul Local, atribuții referitoare la bugetul local, atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor, alte atribuții stabilite prin lege. Viceprimarul comunei este subordonat primarului și locuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuțiile sale. Viceprimarul este ales cu votul majorității consilierilor locale în funcție din rândul membrilor acestuia. Pentru punerea în aplicare a atribuțiilor date în componența sa, prin actele normative, primarul beneficiază de un aparat de specialitate pe care îl conduce. Acest aparat este structurat în compartimente funcționale, în condițiile legii care sunt încadrați funcționari publici și personal contractual. Fiecare unitate administrativ-teritorială are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei este funcționar public de conducere cu funcții cu studii superioare juridice sau administrative. Nu poate fi membru altui partid politic sub sancțiunea restituirii în funcție. Secretarul comunei poate fi soț, soție sau rudă de gradul întâi cu primarul sau cu viceprimarul. Primarul și viceprimarul, secretarul comunei și aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcțională cu activitate permanentă denumită primăria comunei,
care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local și dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale. Capitolul 5. Infrastructura și economia. Infrastructura. Infrastructura de transport. Lungimea rețelei de drumuri care străbat comuna este de 107.450 metri. Comunul Trancașin este străbătută de următoarele căi de comunicații. Drumul județean DJ-105, pe drumul comunal DC-125, drumul comunal DC-126, drumul comunal DC-127. Drumul județean DJ-105 face parte din categoria drumurilor care asigură cea mai rapidă legătură a comunei cu localitatea componentă, cu comuna Mănăstirea Cașin și cu municipiul Onești. DJ-105 are o lungime de 4,7 km, având două benzi de circulație cu suprastructură realizată din îmbrăcăminte asfaltică. Drumul comunal 125 străbate teritoriul comunei de la drumul județean 115 la comuna Bucin, pe o lungime de 1 km, este nemodernizat, are o bandă de circulație și partea carosabilă de pământ. Drumul comunal 126 se întinde de la drumul județean 115 din Cașin la comuna Mănăstirea Cașin, pe o lungime de 3 km, este nemodernizat și are o bandă de circulație din balast. Drumul comunal 127, cu o lungime de 2,7 km, este modernizat pe programul SAPAR, acceptat de primăria Cașin în perioada 2003-2004, prezentând îmbrăcăminte asfaltică, două benzi de circulație și șanturi de scurgere natură asigurând legătura dintre satele Cașin și Punța. În afară de aceste drumuri, comuna Cașin mai beneficiază de o rețea densă de drumuri și străzi de interes local care fac legătura zonelor rezidențiale cu drumurile principale. Astfel, în satul Cașin, rețeaua drumurilor locale totalizează o lungime de circa 18,6 km, iar în satul Curița, circa 9,8 km. Infrastructura de utilități. Alimentarea cu apa satului Cașin se face de către SECE Crabesa Bacău, operator regional în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, a cărui membru fondator este și comuna Cașin. În satul Curița, locuitorii folosesc apă din fântâni. Ca urmare a participării comunei Cașin, calitate de membru fondator la înființarea ADIS, la nivel de județ, prestarea serviciilor de salubrizare se face de către compania Rompres. Comuna Cașin este raportată la sistemul energetic zonal, prin stație de transformare 35x20x6 kV și prin linia de electrică aeriană LEA 20 kV Onești Mănăstirea Cașin. Toți consumatorii sunt alimentați cu energie electrică din rețelele de distribuție de joasă tensiune 0,4 kV. Configurația rețelei este de tip aerian. Rețeaua electrică de iluminat public este realizată pe stâlp comun cu rețeaua electrică de distribuție publică și este alimentată prin intermediul posturilor de transformare existente. Satul Cașin este raportat la rețeaua de gaze naturale, iar cei din satul Curța folosesc drept combustibil lemnul de foc, iar pentru prepararea hranei se utilizează butelii cu gaze, lichefiate și plite cu lemne. Comuna Cașin dispune de rețea de telefonie fixă și mobilă, de rețea de cablu TV și internet. 2. Economia. Profilul economic predominant este agricultura și zootehnia. Suprafața totală a comunei este de 3.688 hectare, din care 2.336 hectare suprafața totală agricolă și 1.040 hectare suprafața arabilă. Principala cultură este porumbul. Porumbul este o plantă de mare tradiție în zonă, fiind cel mai bine valorificat ca furaj în alimentația omului, dar este încă folosit și drept combustibil, cocenii și ciocălării. Fânețele și pădurile, fiind acoperite cu iarbă grasă, în comună se regăsesc numeroase familii care cresc vaci și pisei pentru carne și lapte. Se regăsesc, desigur, și numeroase stâne de vaci și oi. Pentru carne sunt crescute în sat și păsări de curte, precum porci. O altă ocupație a locuitorilor este agricultura. Azi și păsări de curte, precum porci. Și porci. Da. O altă spație a locuitorilor este apicultura. Între exportarea de pește din râurile Cașin și Prăvuța reprezintă o ocupație aducătoare de bani. Pe teritoriul comunei Cașin desfășoară activitatea și agenții economici cu activitate predominantă în comerț, prelucrarea lemnului, prelucrarea cărnii, abator la standarde europene, agriculturii, turism și alimentație publică, precum și în domeniul serviciilor, cazane de țuică, mor de porumb. Capitolul 6. Sănătate. În comuna Cașin funcționează un singur cabinet medical, un medic și un asistent, care deservesc atât satul Cașin cât și satul Curița. Datorită modernizării clădirii dispensare umane în anul 2012, s-a reușit în anul 2013 să se deschidă farmacia care era necesară locuitorilor comunei Cașin. În prezent se află în derulare investiții extindere, reabilitare, modernizare și dotare dispensar uman, sat Cașin, comuna Cașin, Zetul Bacău. Pentru satul Curița se află în derulare investiția dotare dispensar uman satul Curița, comuna Cașin, județul Bacău, care va funcționa în vechea școală din satul Curița. Capitolul 7. Educația și învățământul. Educația la nivelul întregii comune este asigurată prin școala gimnazială Institutor Nicolae Păslaru Cașin, atât pentru învățământul preșcolar,
Grădința cu program normal din satul Cașin cu un efectiv de 55 de preșcolari și grădința cu program normal din satul Curița cu un efectiv de 15 preșcolari. Cât și pentru învățământul primar cu un efectiv de 188 elevi. Școala din Cașin a luat ființă în 1858, temelia ei fiind pusă de biserică. Nicolae Păslaru s-a născut la 17 ianuarie 1866 în comuna Cașin și a decedat la 29 noiembrie 1943 în comuna Cașin. A absolvit școala normală din Bârlad, după care a fost numit învățător la Căiuți. În 1890 s-a transferat la Cașin, unde a activat timp de 23 de ani și s-a pensionat în 1928. Ministrul instrucțiunea acordându-i medalia răsplata muncii pentru învățământ, ca semn de apreciere a întregii sale activități didactice. În perioada anului 1932-1934-1937 s-a supus la un mare efort intelectual și fizic pentru a-și aduce un ultim omagiu satului natal, și anume redactarea primei monografii a comunei Cașin. A tipărit câteva sute exemplare la tipografii din București pe care le-a dat sătenilor din Cașin. Ca recunoaștere a activității didactice desfășurate de învățătorul Nicolae Păslaru, școala din comună a fost numită Nicolae Păslaru Cașin. Capitolul 8. Cultură. În centrul localității Cașin se desfășoară activitatea un cămin cultural cu anexe. Acesta a fost construit în timpul Primului Război Mondial, inițiativa generalului Manolescu, cu scop de a servi ca sală pentru teatru sătesc, cinematograf, sărbători populare și tot ce contribuie la cultura sătenică. În centrul satului Curița, vechiul cămin cultural a fost demolat și în prezent noua clădire este în construcție. În comuna Cașin a fost înființată o bibliotecă comunală în anul 1953. La ora actuală, Biblioteca Comunală are 6.538 volume de carte, cu un număr de 560 cititori înscriși și 324 cititori activi. Biblioteca este dotată corespunzător, chiar și cu calculatoare și internet care sunt zilnic folosite de copii. Capitolul 9. Sportul. În comuna Cașin este nicio sală de sport, dar sunt două terenuri de sport pentru practicarea sportului în aer liber. Una la Cașin, dotată, iar cealaltă la Curița, pe al căror teren se desfășoară antrenamente de cele două echipele comune, ASEMA Braca și Civitorul Curița. În fiecare an, de zilele comune, primăria organizează un mini-campionat de fotbal. Capitolul 10. Culte și monumente istorice. În satul Cașin sunt trei biserici, cu o vechime de peste 200 de ani. Existența trei biserici în sat, cu o populație restrânsă la acele vremuri, nu poate fi explicată decât prin sentimentul religios al sătenilor foarte dezvoltat și mai ales prin spiritul de conservare etică a celor patru tabere de coloniști, temeritorul satului, care, ferindu-se a trăi împreună, și-au construit biserici aparte. Biserica Adormirea Maicii Domnului este cea mai veche din comună. Anul construirii bisericii nu se cunoaște, dar în spatele icoanei ce reprezintă praznicul împărătesc Adormirea Maicii Domnului, se găsește o inscripție din care rezultă că capita petreasma a fost reparată în 1797 de către Ion Popovici. De aici se poate trage concluzia că biserica a fost construită odată cu venirea coloniștilor aduși sau veniți din zona Rupăr, Dragoslavele, pentru că biserica era locul central al unei comunități în jurul căreia se desfășoară întreaga viață comunitară. Este singura biserică din județul Bacău construită în stil muntenesc de către locuitorii Cașmului, care veniseră încă din secolul al VIII-lea din zona Rupăr. Biserica Sfântul Dumitru a fost construită în anul 1840. În locul acestei biserici a fost înainte o bisericuță din lemn, care a fost rămătată în anul 1848 în satul Crucea de Piatră din comuna Vorzești, fiind dăruită de către Episcopia Bisericii. Biserica Sfinții Voievozi a fost construită din lemn în anul 1796 pe locul unei foste păduri de Sejar. Atestată în 1809 ca fiind slujită de preoții Ștefan Grozescu și Ioan Sendroiul, nu a suferit nicio avare de-a lungul vremii. Biserica Ortodoxă Sfântul Nicolae din satul Curița, parohia Sfântul Nicolae Curița, s-a înființat în 1995 prin reorganizarea parohiei Cașin II. Construcția este făcută în 1777 de către preotul Nicolae Zbârcea. Biserica are dimensiuni mici, construită din lemn de stejar, fosta mănăstire, este înzestrată în 1895 cu catapeteasma. Toate reparațiile și înzestrarea s-au făcut cu nostenarea și grija enoriașilor. Se pare că odată cu secularizarea averilor mănăstirilor din timpul domnitorului Aicuza, călugrii care veduiau aici au plecat, biserica rămânând închisă. Este redeschisă în anul 1933. În prezent se află în derulare investiția construirii Bisericii Ortodoxe Nașterea Maicii Domnului și Sfânta Muceniță Sofia, sat Curița, comuna Cașin, județul Bacău. Sunt înscrise în lista monumentelor istorice Biserica de lemn Sfinții Arhanghel, ansamblu Bisericii Adormirea Maicii Domnului și Biserica din lemn Sfântul Nicolae. În centrul satului Cașin există un monument închinat eroilor din marmură.
albă și neagră, pe care sunt scrise numele tuturor eroilor comune și amintește de jertfa făcută de aceștia în primul război mondial. Cimitirul eroilor este locul unde odihnesc trupurile nesuprețite ale celor care și-au sacrificat sângele și viața pentru independența și întregirea neamului. După terminarea primului război mondial, s-au întreprins cercetări pe voile, coastele și vesele munților, pe dealuri și toate meleagurile unde au fost lupte. S-au donat os cu os, trupurile celor căzuți în luptă, s-a făcut identificarea războinicilor pe cât s-a putut. S-a format un cimitir militar la locul numit Prosărat, între satele Cașin și Culița. Eroii identificați au fost îngropați fiecare în mormânt separat, având fiecare la cap o cruce de lemn pe care era scris numele și unitatea din care făcea parte. Cei neidentificați au fost îngropați într-un mormânt comun. În fiecare an, la sărbătoarea eroilor, mulți săteni, împreună cu autoritățile locale, asistă la parastasul ce se face în amintirea celor căzuți pe câmpul de luptă. În ziua de 19 aprilie 1918, Regina Maria, văzând cimitirul eroilor de la Cașin, Culița, scrie în lucrarea sa povestea vieții mele. Am vizitat și unul din marile cimitire militare, nu departe de mănăstirea Cașin, într-o mică și adâncă vale lătura lumică. Este un loc pustiu și melancolic, printre dealuri joase și sterpe, dar este minunat de bine îngrijit și orânduit. Sunt câteva sute de morminte cu cruci de lemn de mesteacă, toate de aceeași mărime. Fiecare cruce are câte o coroană de frunziși de brad, alternată pe brațele ei întoarse. Coarnele se vestejiseră și căpătaseră culoare de linie. Soarele era înaspinat și lumina și lumina cu ultimele lui raze crucile albe și ramurile vestejite, care dobândiseră culoare vie, portocalie, ca fundurile dealurilor sterpe, în culoarea nisipului fără un singur pom. Era o sinfonie melancolică, dar nespus de armonioasă. Rătăcind de colo-colo multă vreme, prin întărcute oase a crucilor, întrebându-se și răspunsul de oare s-au echinuit de dor după aceste tinere ființe care n-aveau să se mai întoarcă la vetrele lor niciodată. Cimitirul din Cașin era o vie mărturie a luptelor grele în 1917 de pe Valea Coliței, stropită cu sângele și albită cu oasele celor peste 3.000 de eroi, numai ai comunei Cașin. În vara anului 2017, cu ocazia zilelor comunei și sărbătorirea 100 de ani de la luptele purtate pe Valea Cașinului și a Curiței de soldații români în timpul primului război mondial, respectiv vara anului 1917, administrația publică locală a amplasat, inaugurat și s-a sfințit într-o slujbă de pomenire pentru cei peste 1200 de ostași ai armatei a doua române, conform notițelor de război ale mareșalului Averescu, care au murit într-o singură noapte, poate în cea mai sângeroasă bătălie de pe teritoriul României, din primul război mondial. Monumentul centenar a fost amplasat în punctul Sticlăria Buziști, exact în locurile unde s-au purtat aceste lupte. Capitolul 11. Instituții publice. Primăria, Consiliul Local, date de contact, Comuna Cașin, număr de telefon, postul de poliție Cașin are 2 lucrători, din care unul deține funcția de șef post pe poliție. Datele de contact sunt Comuna Cașin, Gățu Bacol, telefon 31136. Capitolul 12. Partidele politice. În urma alegerilor locale din 5-6-2016, situația partidelor politice este următoare. Primar PNL, viceprimar PSD, consilier local PSD 3, alte 5, PNL 5. Capitolul 13. Tradiții și obiceiuri. Portul este un semn de distingere între popoare și o comoară artistică, constituind mândria națională a unui popor. Locuitorii satului Cașin au portul mocănesc, deosebit de al satelor din satele înconjurătoare. Costumele femeiești se diferențiază în funcție de vară sau iarnă pe categorii de vârstă, copii, fete, neveste, bătrâne, de lucru sau de sărbătoare, de ceremonie, nuntă, înmormântare. Cămășile, catrițele, betele, brăiele, opincile, ștergarele de pe cap, din borangic, legate peste căiță, într-o bogată varietate ornamentală la care se adaugă bundițele florate, toate compun minunatele costume populare. Costumele bărbătești sunt mult mai sobre și se caracterizează în prezența unui număr redus de piese împodobite, singurele piese înflorate și colorate fiind pieptarul, chimirul și cămașa. Nașterea unui copil era un eveniment deosebit de important. Lucrușoarele trebuiau lucrate din timp, imediat după nașterea copilului era înfășat în cămașa tatălui pentru a-i insufla dragostea paternă. Lehuza se spală cu apă făcută de preot, cu care stropea și copilul și abia după acest ritual, proaspătă mamă putea fi vizitată de rudele și prietenii care îi aduceau diverse daruri simbolice. Botezul simbolizează creștinarea copilului și era urmat de cumetrie sau cu mâncare, băutură și lăutare. Când fiul ajungea la sărători, nașii de botez deveneau naște cununie. Căsătoria, după ce băiatul își alege fată, se trimiteau iscoade, să vă mai citesc despre...
participarea cetățenilor la viața comune, referendumul local. Adună cetățenești, după aceea la capitolul 5, înfrățirea comunii cu alte localități și relații de asociere. Înfrățirea cu relații de înfrățire se poate concentra pe anumite domenii, dar poate fi și una generală. Relații de asociere, aici avem Asociația Intercomunitară Bacău, ADIS-ul, Asociația Comunelor, atribuirea și schimbarea de denumiri. Deci avem generalizări și nomenclatorul stradal, ceea ce am aprobat spre discutat, da, pentru a atribui denumire de străzi ulițelor satului. Acordarea de titlul de cetățean de onoare, metoda, mă rog, cum se acordă titlul de cetățean de onoare, se poate acorda după caz, inițiativa primară, a consilierului local, a unui număr de cel puțin 5% din populație de drept, cu drept de vot al comunei, în baza unui tabel. Dar ce știi pe viitorul? Citesc? Da. Bun. Deci titlul de cetățean de onoare se poate acorda după caz, la inițiativa primară, consilierilor local, a unui număr de 5% din populația cu drept de vot a comunei, pe baza unui tabel cu prezent datele de identificare și domiciliul persoanelor, semnat de către acestea. Acordarea titlului nu este condiționată de cetățenie, naționalitate, vârstă, domiciliu, sex, religie și apartenență politică. Titlul se acordă în timpul vieții celui în cauză. Pentru acordarea titlului de cetățean de onoare se stabilesc următoarele categorii. Criteriul relevanței domeniului în care performează, criteriul reprezentării comunității locale, criteriul avantajului sau avantajelor comunității locale. Propunerile pentru acordarea titlului de cetățean de onoare al comunei Cașin se supun aprobării Consiliului Local. Acordarea titlului se va face în plenul Consiliului Local Cașin. Însemnele care atestă calitatea de cetățean de onoare al comunei sunt următoarele. Diploma de cetățean de onoare al comunei, care se înmânează persoanei căreia i s-a acordat titlul, pe care este reprodusă stema comunei și care este semnată de primarul comunei Cașin, și plancheta pe care sunt reproduse stema comunei este trecut numele și prenumele persoanei. Calitatea de cetățean de onoare al comunei Cașin, data acordării acesteia, hotărârea Consiliului Local prin care i s-a conferit titlul. Până în prezent s-a acordat titlul de cetățean de onoare următoarelor persoane. Simion Gheorghe, pentru contribuția adusă la conservarea patrimoniului cultural al comunei Cașin de sub Bacău în anul 2009, domnul Băncilă Virgiliu, ca personalitate remarcantă în industria chimică în anul 2014, domnul Dudose Constantin, pentru merite deosebite în promovarea comunei în anul 2015. Patrimoniul comun. Nicolae Căzularu și domnul Virgiliu. Și domnul Virgiliu. Completăm. Cu domeniul public, domeniul privat, că am discutat despre administrare și bugetul comunei, Consiliul Local aprobă la propunerea primarului cu votul majorității consilierilor locale în funcție, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de închidere a exercițiului bugetar. Dacă bugetul local nu poate fi adoptat după două ședințe consecutive, care vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va desfășura pe baza bugetului anului precedent, până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în monitorul oficial al României. Da. Dispoziții finale, statutul comunei Cașin va fi adus la cunoștința locuitorului comunei prin publicarea pe pagina de internet a instituției și va fi afișat la sediul primării. Modificarea și actualizarea prezentului statut se face în condițiile legii prin hotărâre adoptată de Consiliul Local. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Consiliul Local Hotărârii Consiliului Local numărul 24 din 21.11.2001, privind aprobarea statului comunei Cașin, se abrogă. Da, vreau să fac niște zgumieri asupra documentului prezentat de domnul viceprimar, și anume faptul că drumul comunal 126, care s-a pomenit, într-adevăr, da, există măsură oficială a României, dar acest drum nu există, fiindcă se suprapune cu drumul județean DJ-115. Practic, acest drum, drumul 126, este drumul de la podul Culiții până la intrarea în satul Culița, care acum este drumul județean. Ce drumul comunal care avem noi ar fi drumul comunal 125, care face legătura între satul Cașin și satul Bocium, și drumul 127, care face legătura între satul Cașin și satul Culița. La vis-a-vis cetățenii de onoare, eu aș sublinia încă o dată, cu tărie, faptul că domnul Mătăcărul Nicolae Păstălaru zic că ar merita steaua de aur la Cașin, dacă s-ar putea da așa ceva,
Este de o valoare inestimabilă pentru noi. Dacă acest om nu avea scris monografia în acel timp, atunci când a scris-o, ceea ce s-a prezentat azi aici, cam 70% face parte din scrierii lui. Noi abar n-aveam, poate, sau nici nu știam cine era noi acum. Dacă acest om nu lua atunci inițiativa să scrie, pentru a scrie monografia statului Cașa. Fiindcă documentul care a avut atunci, a avut documente, oamenii care trăiau în Viugrad, azi nu mai există. Deci nu ar fi știut astăzi cine suntem, de unde venim și cine am fost. Aș îndrăzni să spun că Biserica Domnului Macedonului, da, e cea mai veche biserică din Comunul, aș îndrăzni că ar fi cam la începutul venirii cetățenilor de Rucă de Dragostare, Muntenilor aici, fiindcă este foarte vechi, aș îndrăzni că ar fi la începutul anului 1410-1420, fiindcă este făcut chiar în stil muntenesc, brâncovenesc, dacă vedeți dumneavoastră, este singura biserică muntenească din zonă. Plus, dacă vă uitați la ușa, când intrați în biserică, eu la înălțimea mea, nu prea mare, sunt un uriaș, la 1,70 m, trebuie să mă apel. Aceste uși se făceau datorită scundei, datorită invaziei tătarilor. Tătarii, când pângăreau biserică, intrau călare. Ca să nu poată intră tătarul călare cu calul în biserică, făceau ușile foarte scurte și atunci trebuia să intră pe jos. Și nu intra călare cu calul în biserică ca să o pângărească. Deci, care vreți să mergi sau n-ați fost luat la Biserica Domnului Macedonului, o să vedeți cât de joasă este această ușă. La 1,60 m, dacă mă știu, poate și mai scurt. Și mai scurt. Deci ăsta e un motiv care cred eu că în perioada 1410-1500, atunci încă tătarii mai veneau prin zonele noastre și atăcau. Vis-a-vis de frățirii, să știți că săptămâna asta, luni mai precis, s-a întâmplat trecutul, bine, în comuna Colibaș, la, de fapt la ei sat, deci satul Colibaș, din, la Raionul Capul, din Moldova, primarul acolo a luat o inițiativă și consilierea a aprobat înfrățirea localității lor cu comuna noastră, a satului Colibaș cu comuna Cașa. Ne vor trimite inițiativa lor prin mail și prin poșta electronică, poșta cealaltă, iar eu voi lua și o inițiativă la rândul meu, mă vă dați și consiliul local, să aprobăm și noi această frățire cu cei din Colibaș. Să știți că eu acolo am fost cu o delegație, cu domnul Dos Constantin, cu doamna viceprimar, cu o delegație din Cașin. Am fost acum 2 ani, acum în 2015, la Chișinău, la invitația Universității Tehnice în Chișinău, unde a participat la Cotin Levidilius Cismi. Apoi de acolo am luat-o spre Galați, ca invitația la Galați, și ne-am oprit la Colibaș, unde s-a jucat acolo ora unii, unde au venit primari din toate satele, cum zice, zilele comune. Și acolo s-a făcut o oră cu un stadion foarte frumos. Satul Colibaș este un sat de frunte din Moldova, un sat cu oameni gospodari. Ceea ce n-am știut eu până atunci, când am luat cuvântul primarul de acolo și mi-a dat seama, unde au venit ei. Au venit ca și noi, de la Rucă și de Păstare. Cu transformați cu oile, au trecut în Dunărea pe la Galați, s-au jucat acolo. Deci suntem urmașii aceluiași locuitori din țara Abișului, din Rucă și Dragoslavie. Și sunt acum crescători de animale, acolo s-a află stepa Buceavului. Au stepă când vezi cu ochii, au un crească capul și oi când vezi cu ochii. Cam asta, cu 4 ori de pază, creșterea animalelor acolo, în zona zona lor, mai mult dacă sunt mai român ca noi. Vă spun sincer ce am văzut acolo, toate că vorbesc și românești, vorbesc și rusești la lor, vorbesc și găgăuza, vorbesc și cheptiți dacă sunt un conglomerat și bulgărești. Chiar primarul de acolo prin vorbești pe o șase limbi. Dar nu au costumele noastre. Nu au costumele noastre. Costumele sunt roșii cu mai mult verde și roșu, într-adevăr, dar trăiesc românești. Mai mult ca și noi, vă spun sincer. Am văzut acolo, chiar avem poli imortalizate, o să facem un album, bunicuții cu fuiori de lână, exact îmbrăcate cum erau bunicii noastre, cu tulpan negru pe cap, exact acela, ăla aveau portul popular românesc, care tinde mai mult spre negru, datorită dolul, care a portat tot timpul femeile române, datorită războaiele care au fost duse contra celor care ne-au potropit. Da, gata, v-am făcut o paranteză aici, vă spun că va urma și un astfel de proiect în frățire. Își mai aduce intenția o comună din nordul Basarabiei,
care ar vrea să înfrățească cu comuna Crașin, în partea de nord, asta este în partea de sud. E la 5 km de Gălați, această localitate. Și vom vedea, când vom primi de la ei solicitarea și hotărârea lor, vom prăjuga și noi de asemenea. Aceste frățiri vor avea loc într-un cadru oficial, cred că o să o facem undeva prin vară. Undeva prin vară, eu zic că la noi este zidul comunicașul. La ei când vor organiza ei, vom merge și noi la ei și atunci vor merge toți consilierii locali, deci vă spun că la noi și pierde. Și atunci și noi vom pregăti când vor veni ei la noi. Știți ce înseamnă aceasta? Înseamnă cazare, înseamnă masă, înseamnă oamenii să-i cazeze, fie care și-a făcut o familie două sau cât poate să-i cazeze. Deci copiii o să meargă în schimb de experiență, profesori, dați-vă la noi. Și cam, zic, o să fie un lucru frumos și început pentru noi. Alte localități din zonă, chiar Târgu Ocna, are foarte multe frățiri cu localități din Republica Moldova. Și deci, ce și mai? Încet, încet să faci și noi acest lucru. Zic că este un lucru bun. Mulțumesc. Aș vrea și eu să fac o singură pentru referitor la acest lucru. Primul pod de flori care s-a făcut între Republica Moldova și România a fost la Galați. Acel pod de fier care a legat comuna, care spuneți, localitatea dumneavoastră și România. Da. În 1900, înainte, personal de asta, vă spun, a citit la următorul punct, în rapoartele comisiilor. Am uitat în ce spus de la acest ședință, trebuia să facem, să salutăm prezența unui om către noi, al domnului Roșu Constantin, care a trecut într-un mare necaz, o mare cumpără. Dumnezeu l-a ajutat, Dumnezeu a fost lângă el și iată l-a stat lângă noi. Este omul care s-a luptat cu ursul. Iar că fac un pic de mine, mi-a dat și lacrimile. Se dea Dumnezeu, dar trebuie și să duci de gradnică și să uite în ce a trecut, că trebuie uitat. Da. Raport de avizare. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice, a drepturilor cetățenilor, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea statutului comunei Crașin de Bacău, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001, republicat, avizul proiectului de hotărâre și propune Consiliului Local să-l aprobe în forma prezentată. Și am și eu raport, nu? Da, toate comisiile au raport. Da. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea statutului Comunei Crașin, județul Bacău, consideră că acesta este necesar și oportun, conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicat, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da, și mai e Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea statutului Comunei Crașin în județul Bacău, constată că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicat, avizând proiectul de hotărâre și propune Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Dacă n-ați reușit să vă faceți la foarte, a fost timpul prea scurt. Acum pe domnul Roșu mă înțelege. Și vă cred că a fost timpul prea scurt, stați în voi. A fost timpul prea scurt. Eu vă propun ca, virgulă, ședința din luna lui decembrie, când vor prezenta și apoarte consilierii locali, să prezentați aceste rapoarte. Să aveți timp să le faceți, să faceți rapoarte cum puteți. Care s-au făcut, se prezinte acum, care nu s-au făcut, că nu a fost timp, nu a fost foarte sigur, așa și nu a fost destul suficient pentru a lege date și informații, să veniți în ședința următoare, da? Când vă faci și raportul consilierului local, fiecare consilier va face și raportul. Pentru acuzația care a avut-o în decursul anului 1917. Dar, cine a făcut raportul? Care comisie a făcut raportul? Eu. L-ați făcut? Deci noi e comerț, da? Eu nu l-am făcut. Rămâni la sesiunea următoare. Domnul Roșu, înțelege. Rămâi să-ți dau următoare, dar de timpul îți faci. Voi o citiți, domnul Roșu. Nu, nu mai citesc, că-ți spun cele care au fost... Spuneți, vă avem câte 4 minute. Au fost 9 puncte în perioada care s-a scurs în 2017. Comisia a luat cuvântul la unele proiecte și propuneri date de domnul primar. Am mai venit și noi cu soluții, s-a implementat, e bine. Asta e, au fost aprobate.
Da. Doamne, ușor. Doamne, activitatea comisiei... Consemnate în acolo. Pentru administrație publică, juridică, apărarea liniștii și ordinii publice a drepturilor cetățenilor pentru perioada ianuarie 2017 noiembrie 2017. În această comisie fac parte doamna consilier Poplica Sculogea Gabriela, domnul consilier Vrânceanu Gicămarin și domnul consilier Dragu Adrian. În perioada ianuarie 2017 noiembrie 2017 au fost convocate 8 ședințe ordinare, 2 ședințe extraordinare și 2 ședințe de îndată, în cadrul cărora au fost dezbătute și aprobate 81 de proiecte de hotărâri, cu 26 de rapoarte avizate de Comisia Juridică. Pe parcursul anului 2017, pe rolul instanțelor de judecată au fost înregistrate un număr de 33 dosare noi, în care UATK și nu este parte. La judecătoria Onești sunt 22 de dosare. La Tribunalul Bacău 7 dosare. La Curtea de Apel Bacău 2 dosare. La judecătoria Sectorului București 1 dosar. Și la înalta Curte de Casație și Justiție, un dosar. Alături de aceste dosare noi, pe rolul instanțelor de judecată, sunt și dosare în derulare din anii precedenți. Majoritatea acestor dosare au ca obiect modificare titlului de proprietate, parte fiind Comisia Locală de Aplicare a Codului Funciar Cașin. În ce privește ordinea și liniștea publică, în colaborarea pe care o avem cu postul de poliție Cașin, vă informăm că la nivelul comunii s-au aplicat sancțiuni contravenționale 126, din care 45 amenzi de circulație, 104 amenzi aplicate conform legii 62/91, adică la ordine publică, 4 amenzi aplicate conform legii 171/2010, transport de material lemnos, 3 amenzi aplicate conform legii 12/1990, activități comerciale ilicite. Au fost instrumentate 54 de dosare penale, care au fost înaintate parchetului de pe lângă judecătoria Onești. Astfel, 5 dosare penale de circulație rutieră, din care 2 dosare penale pentru conducere pe drumurile publice fără permis de conducere, 2 dosare penale pentru conducere în stare de ebrietate, 1 dosar penal pentru conducerea unui autovehicul neînmatriculat, 1 dosar penal pentru întreținere de relații sexuale cu un minor, 2 dosare penale pentru nerespectarea unei hotărâri judecătorești, 2 dosare penale pentru înșelăciune, 3 dosare penale pentru furt, 33 dosare penale pentru lozire sau alte violențe. 8 dosare penale pentru infracțiunea de amenințare. Agenții postului de poliție Cașin, conform analizei anuale, au constatat o creștere de la an la an a cazurilor de infracțiuni cu violență. Acest raport a fost realizat în conformitate cu articolul 50 alineatul 3 de legea 393/24 actualizată, privind statutul aleșilor locali, articolul 51 din legea 215/2001, administrație locale actualizată și regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local. Scurt? Da, mulțumim frumos. Aș vrea să vă mai aduc aminte, înainte de domnul președinte să vă dea poate scrie la luările de cuvânt, că dumneavoastră aveți obligația, v-am spus și în altă ședință când am avut totul la prefectură, să vă stabiliți anumite zile de săptămână sau ori ca să facă pentru audiență. Eu v-aș sfătui în felul următor, să vă faceți o agentă, nu o agentă, în care audiența dumneavoastră poate să fie și pe strada pe care locuiți și la post de stradă, adică să vă trezi chiar când veniți neapărat aici, ca să vină oameni aici, când dorem nu prea vin oameni la primărie, mai degrabă, zic eu, vă abordează pe drum cu anumite întrebări. Vis-a-vis, ca zic doamna viceprimar, acolo cu postul politic așa. Să știți că mulți cetățeni cu mână fac o confuzie foarte mare și spune că, bă, domnule, ești primar, poliția subordonează primar și consiliul local. Nu. Poliția română este, o instituție aparte, care nu are decât relație de colaborare cu noi, cu instituția primăriei și consiliul local. Dar nu de subordonare. Dacă noi aveam poliție locală, vorbeam de cu totul altceva. Era subordonatul consiliul local, subordonatul primarului, vorbeam de alte chestii. Deci noi nu putem interveni cu nimic asupra lucrătorului de poliție, mai mult decât dacă intervii cu ceva, te poate băga și la un crac de influență sau nu știu la ce Dumnezeu poate să te bați. Așa că trebuie să-i explicați, doi, când mergi cu primarul, adică am fost la el și nu a făcut nimic, că apostul a făcut ce a vrut el sau așa mai departe. Păi apostul face, nu cu ce vrea, subordonează primarul, subordonează șeful lui de la Mărnești, de la Iglesia și Bacău. E o discuție aparte, deci asta vreau să vă spun. Dar nu vreau să vă sunteți chestiunea asta întrebați, să-i explicați, voi nu subordonează primării postul poliției la Cașin. Dacă aveam noi poliție locală, mă aveam de spui altceva. Păi era bani publici în banii primării, bugetatul poliției locală, era cu totul altceva. Însemna la mea e, nu? Da. Și de-aia zic, vă făceți, vă rog frumos, o agendă care să vă treceți. Domnul, gata de ora de, am discutat cu
Istruleșcu și mi-a adus problema aia. Și cu aia puteți să vă duceți în Consiliul Local de Diversii, să spuneți ce vrea cetățeanul din zona respectivă. Să știți că nu e rău, e bine până la urmă și chestiunea asta, că aflăm lucruri care nu pot să știu nicio cu toate, nici vici primarul, nici doamna secretar, că omul ori din Sfântul Oameni, să știți cu bun simț, bun simț, mă repet cu încă o dată, în o comună care nu spun că le rușine, rușine primar. Sunt oameni care vin și sunt găsit la primară, sunt oameni care rușine. Și mai degrabă spun lui consilierul domnul Zborcea, profesor sau lui domnul Dragomir, că vine să-i spun primarul că e rușine. Sunt și care nu rușine, sunt care să fie, să știți că la primărie, cel puțin eu ca și primar, și vă spun sincer că mai văd cu prezentul și la vicii primar și povesteam, vin ca la prios să povestesc. Și îți spun o grămadă de mâni. Și ce fac acasă? Și ce se întâmplă? Ce aia și nu pot să spun mai departe. Chiar câteodată a fost soția mea, bă, bă, ai auzit ce s-a întâmplat, dar când știu, păi nu știu, păi știu, dar pot să spun. Adică sunt lucruri care omul, dacă vine cu crize și de stilul meu, adică chestiuni intime, chiar intime, dar noi, nu pot să-i spun mai departe. Adică eu vin să rog ca să cer o povață mai mult, un sfat, cum ar fi bine. Eu da, ești tu, da, să fie bine, dar problema cu povestea este că, de-aia vă zic, vă faceți această agendă, că e bine să o aveți. E bine să o aveți, e bine să veniți cu ceea ce spun oamenii și vis-a-vis de chestiunea cu transmisul la ceea ce vă spun aici, să-mi transmiteți corect, adică să-i spun, mă, frate, așa s-a lucrat. Nu, primarul nu este Dumnezeu Pământ, nu este... A mai fost cineva care spunea că Dumnezeu cu așa. Dar dacă nu mai e primar. Nu, primarul și el ne-a zis local, e înțelegător, că nu, asta și cu funcția de primar. Suntem oameni, pe bun, știți, respectăm legile în vigoare. Da, vă mulțumesc pentru ascultare și... Înainte vreau să fac un anunț. La ședința următoare din decembrie, rapoartele de activitate ale dumneavoastră. Am obligația să le afișez pe site-ul primăriei. Ca și până acum. Da. Dacă, deci nu mai dacă o să afișez pe site-ul primăriei, vă rog frumos, care nu aveți un scris, că doar nu-i obligatoria, este frumos. A, vizibil, așa să îi faceți cu calculator, da? Să îi cineva să îi iese mai bine. Care aveți un scris caligraf foarte frumos, ar fi păcat să-l apare scrisul dumneavoastră. La care aveți un scris mai puțin frumos, nu tot scrisul astfel frumos, să îi faceți ca să apară să aibă o altă... Sau îi faceți scris cum puteți cu scrisul dumneavoastră, duceți la noi și rugăm cu cineva la biblioteca sau undeva. Da, sau nu aveți ceva și îi transcrie pe calculator, da? Și la rapoartea activitatei vă rog să vă referiți strict la activitatea dumneavoastră. Activitatea din ședințul Consiliului Local, la ședințe care ați participat, ce ați aprobat sau ce nu ați aprobat, la activitatea de zi cu zi, nu comunitate, ați participat, nu știu, la zilul comunii, ca un exemplu, ca bucătar șef acolo, ce ați făcut dumneavoastră, ați primit oastră, ce mai departe. Foarte bine punctat că ăsta fac parte din activitatea unui consilier local. La activități culturale, la tot și credeți, nu numai neapărat ce ați aprobat aici. Și la viața cotidiană, iar nu ce faceți la comunitate. Pentru comunitate, ce ați făcut pentru comunitate. Poate sunt lucruri pe care noi nu știm ce ați făcut pentru comunitate. Ați ajutat o bătrână, ați ajutat un bătrân, sau eu știu, mă rog, să pot scrie. Adică, a fi exact de care ați avut, să pot scrie, scrie un lucru frumos. Da, vă mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc pentru completarea acolată. De a fi ales președinte, vă asigur să vă duc lucrurile ședinței noastre comportate cu normele legale. Și vă invit să vă ascultă un retorn materiale prezentate. Domnul Rotu. O să încerc să fiu foarte scurt, că deja ora este înaintată. Punctul 1. Am trecut peste rectificarea bugetului. A fost normal, a trebuit să-l aprobăm sau urmează să-l aprobăm. Punctul 2, domnul primar, continuați cu ceea ce v-ați propus ca în fiecare an de sărbătorile de iarnă să acordați acele cadouri copiilor și să nu ne uităm tradițiile și obiceiurile în comun. Referitor la punctul 3, ne-ați adus la cunoștință că aveți un raport întocmit de către doamna secretară cu abatele de la... Nu, un referat. Cu stadiu, doamna are obligația de a verifica. Da. Stadiu cumpărătării și la vizor. Și în urma verificării din zi, a ieșit ceea ce faceți dumneavoastră. Vreau să vă întreb, acel referat, îl aveți în partea finală dormit? Da. Îl puteți
dați nouă, știu, într-o copie sau cel puțin să nu dați și mie așa ca să... Da. Sigur. Da. Ah, bine. Da. Sigur. Cu celelalte... aici vreau să spun câțiva vot, așa să vedem cam ce... De ajunsul sunt de acolo la registrele agricole și dacă noi din consiliere ce putem să... Dar desigur că puteți verifica că dumneavoastră votă. Da. Păi tocmai vreau să vedem așa de acolo și vedem, să vedem și noi cam ce ne ajunsul sunt de acolo și să tragem și noi o concluzie. Da, mă bucur că vă interesează. Păi ne interesează, adică nu numai o singură persoană. Poate avem și noi. Eu cuvânt de spus. Așa. Cu celelalte proiecte sunt de acord. Vreau să felicit persoana care a întocmit proiectul de hotărâre de la punctul numărul 7, Statutul Comunei. Cine l-a redactat acolo? Gastru, nu? Dar bine, că nu cred că e singur. Cred că mai am avut... singură. Mă așteptam acum atât. Da. Dar bine, că v-ați documentat tot de undeva dintr-o... Nu? La celălalt, în partea finală, cu siguranță, ați mai cerut ajutorul și domnului primar și a doamnei viceprimar, domnului. La prezentarea rapoartelor comisiilor, fiecare dreptul lui știe ce are de făcut și are de scris. Mulțumesc mult! Atât dacă și acel referat. Da. Veniți mâine, domnul Roșu, că... Domnul sigur, bine, că vreau să mai fac. O singură întrebare, așa, la capitolul 65, la învățământ, 16.000 de lei pentru cheltuieli materiale. Dacă cumva intră, eu știu, am discutat cu profesorul de sport, nu are în dotare mai nimic. Nu are nimic, dar ce are, nu păstrează. El a zis că nu a moștenit nimic de la celălalt domn profesor care a plecat. Dar nici domnul profesor celălalt n-a luat nimic. Ce a fost anumat? A zis că îi trebuie un mare lucru, nu-i trebuie. O fileu de tenis de masă, 2-3 mici de hambam și... Noi ne-am putut la dispoziție, fiindcă la școală, la Crașin, nefiind sală de sport, prima sală de clasă, la intrare de jur, partea dreaptă, era cea zis sală de sport. Având un copil în cuit la, care a rămas în Cărăciun cu o tiră, când a făcut cineva fericit la Strămiuși, nu putea să învăi ucile aici, așa că glasa aia a făcut-o special pentru glasa fericit respectiv. Și atunci noi le-am dat la Baia Comunală o sală de casă. Dar să știți că doamna viceprimară a fost un pumpâi aici, nu se păstrează. Ne-a rupt planța la uși, copiii au rupografii, deschid geamurile, s-ar... Se supravegheați totalmente. Dar copiii nu sunt de vină. Deci eu niciodată vă spun, cu toate că mi-am pus în cap aproape toate cadrele din didactice de școala Crașin, la observația care le-am făcut, eu nu vin, copiii niciodată nu sunt de vină. Sunt cei care strunesc de vină. Și acasă, nu sunt copiii de vină, părinții sunt de vină. Copiii sunt de vină la un moment dat când ajung ei să fie autodidact el. Are trecut 18-20 de ani, văd că acum a tot lucrurile cu el de bățână. Dar cât sunt mici și sunt acum până în clasele, că s-au optat, pot fi strunit, zic eu. Da, eu doamna zici până la știi, știi? Dar cu aia 6.000 este bani pentru lemn, am înțeles. Dar ceea ce spuneți dumneavoastră nu ne-a dus nimic la cunoștință, că nu ar avea materie. Nu, este director la școală. Am găsit mici după tot acolo, domnul profesor, lăsați domnul profesor, lăsați de izvești. Putea orice copil să iei mici, să treci cu ei acasă, cu ei acasă. Mici era trebuit ținut undeva, să fost un dolar. Erau 5-6 mici noi, fără noi, domnul, că ne-am urmă. Bă, o ia, o suflă și pleacă, da, că copilul nu zice, lasă-mă nu pe ea acasă, să mă joc mai aici. A fost câteva mici, așa e pe o... A fost o, da, un... Da, da, nu se sună așa, zic eu, părerea mea, a fost acolo într-o zi și m-am uitat să văd ce mă e pe acolo. Nu știu. Trebuie pus un dulap. Dar trecând la venirea acestui domn profesor, celălalt domn profesor n-a făcut educație fizică și sport copii, au făcut altceva? Nu, la fel. Nu, acum... Nu, Petre, ce a făcut în timpul ori? N-a avut... Ce, da? Pentru că a plecat. Asta e. Ei, o să mă discutăm o particular altă chestie. Da, da, da. Dar nu pot să-mi spun acum că... Cred că unde a venit chiar la și trebuie un fileu de tenis de masă. Fileu de tenis? Nu are? Nu are. Cât era? 30 de lei? Dar ce? Care joacă copiii tenis de masă? Ăștia mici? Care sau? Are masă de tenis. Este masă, da. Este masă. Sunt curioasă dacă joacă. E aparatul de la 5-8 tenis de masă. Da, sunt foarte curioasă. Dacă vine iarna, am trebuit să joace, că altceva n-am ce să facă în sală. Da, mulțumim pentru da. Dacă vreți cineva să-i ascultă? Da. Spune-te.
că vă zic că să luăm repede nația noastră și ne puțin problemă. De hotărâre cu rectificarea bugetară e bun, nu avem ce discuta, tot ce vine în favoarea primării foarte bun. Așa, proiectul de hotărâre cu biciurile de iarnă. În fiecare toamnă, în iarnă, în fiecare toamnă, în apropierea sărbătorilor s-a aprobat acest lucru. E normal ca acei copii care vin să fie recompensați. Analiza stadiului de înscriere în registrul agricol. Ce e o problemă de... An de zile la sfârșitul anului tot mereu avem probleme cu acest lucru. Deci semestria trebuie aprobată. Da, știu, dar mereu am avut discuții cu această problemă. Nu vreau să iau apărarea nimănui, dar în mare, dar nu-i bine ce, mai bine nu spun, că se înregistrează, așa, nu putem face să detașați pe cineva, să o sprijine, să facă mai multe eventuri. Nu știu. Nu știu. Am zis. Haide, nu, măsurile noastre care credeți. Dar poate se poate găsi. Nu știu de părere, da. Nu știu de părere. Așa. Asta a fost la punctul 3, punctul 4, prin la taxele de salubritate. Avem ce să comentăm la taxele de salubritate. Așa, terenurile aferente Cașin. Nu am nimic de spus decât o singură întrebare pe care am mai pus-o în Consiliul Local, dar cei care folosesc terenurile care nu le au în proprietate și aparțin comunei Cașin, care locuiesc pe gârile, pe margine, pe... și nu sunt impozitate deloc. Unde se duc banii ăștia? Cine îi trag răspundere pe acest lucru? Păi asta vreau să fac. V-am spus. Haideți să facem. Azi m-am primit o săptămână cadastrare, intabulare, la tot vreodată Consiliul Local, pentru că voi ajunge în instanță cu ei. Sigur. Chiar dacă e proprietar. Pentru că fiecare are un titlu de proprietate. Când e pus o față de la Consiliul Local, chiar dacă va face tărăboi și îmi dă de casă, va pierde. Adică nu faci dovada proprietății când nu are proprietate. Are un titlu de proprietate și are, să spunem, dar el a mai luat încă până în apă încă 100 de metri pătrați sau 200 sau cât a fost. Asta este una. Și am adus în discuție și faptul că unii au început să-l vândă de la unii la alții. E bine, asta. Fără acte. Nu mai spun cât că am discutat în ședința în care a fost cu discuția respectivă. E bine să reglementăm... Apropo de chestia asta, plin, mi-aș adus aminte, pentru că informații cu toți, care vor să mai facă tranzacții între ei, cu zderc de mână, că de anul trecut, din 1 septembrie, s-a dat legea prin care zderca de mână nu mai poate fi legalizată în nici instanță. Deci, priorității, voilà, aruncat. Deci toți care vor să facă tranzacții, să facă neapărat, dacă vor să fie legale, să le facă prin tranzacții și notariat. Fiindcă până la trecut în septembrie, zderca de mână, se putea legaliza în instanță. Mergea în instanță cu martorii care au participat la acel eveniment când se dădeau banii sau de față și prefecta judecătorul acel act. De la trecut în septembrie nu mai merge. Așa că nu mi-e pică păcatul cu niciunii, că cheltuiesc bani degeaba. Îi dă practic banul lui unul altul? Degeaba. Degeaba. Corect. Așa. Proiectul de hotărâre privind valoarea de inventar a comunei. Interesant a fost treaba cu drumurile și cu valoarea care a spus-o, este bine. Felicitări pentru statutul comunei Cași. E un lucru extraordinar. Nu zic că nu mai e dumneavoastră, doamna Popedra, aia mai că toți trăieți participați. Dar aș vrea să fac o singură remarcă. Faceți cumva și dacă vreți particip și eu, să aflăm toate datele care au dus la desființarea cimitirului din Comuna Cașin. Dacă au fost făcuți cu acte legale acest lucru, sau au fost făcut la dispoziția unui fost secretar de partid județean, sau care e situația și așa mai departe, nu știu. Dacă se poate să notăm o cruce măcar. Pot să vă spun acum? În anul 1947,
din tot din inițiativa conducerii și a culturilor de atunci, încă nu sunt clasificate cu municipatul, 7 erau la început mutare, au fost remutați la municipiul Onești, la primăria nouă, de către, și a fost pus în strămutii preotul Ardeleanu și a transportat cu două care cu boi. Trebuie văzut pentru că... 3.000 și ceva de indivizi îngăpați acolo, nu putea să încapă 3.000 și ceva de schilești și două care cu boi cu siguranță. Exact. Au rămas acolo foarte mult. Au rămas aici și o seminte și e o chestie. Acum terenul este, în dată, cu tine proprietate, mătre goi, Eleonora, nu cum e zona. Eleonora este o bătrână în comună care are nectar ceva. Pe mine mă interesează un obiectiv care ar scoate comuna Cașin în evidență, sigur, din un anumit punct de vedere. Vă spun că am și văzut cum arată acolo. Noi am fost la Basarabia, când a fost în incursiunea noastră, și la Țigana. Și acolo au venit 2000 ceva de postaj, într-o oră, au venit rușii și am răpat într-o groapă comună. Apoi a fost scoși și dat la o firmă de porci și mănânci, răpați și-au făcut și au făcut. Istoria, da. Acolo am văzut un lucru interesant. Același relief este o pantă cu mici dâmbul aici, o poartă mare de lemn făcut la intrare și apoi în trept e făcut în dâmbul ăla cu mai mult neagru. Și cu cruci foarte frumos făcut. Și da. Fără nume, când acolo, nu mai știu nici exact cum e ceva cu acei soldați care mă zic. Cred că acest lucru se poate face și la noi cât de puțin. Gata, dar acolo, preparatul este ușor, ușor, că lumea este cum este. Ați văzut ce am găsit eu. Da. Ce a spus și dumneavoastră, în urma discuției de aici, cineva s-a dus repede și au, nu mai spun ce am discutat cu consiliul primar. Da. Referitor la sala de sport de la școală, în treaba cu banii. Eu am spus odată într-o ședință și am ridicat o problemă când era posibilitatea să facem un proiect pentru sala de sport de la Cași, de la școala Cași. S-a notat atunci, s-a făcut, nu știu care e situația. Știu că se alocă bani pentru treaba asta pe anumite fonduri. Haideți să facem cumva ca copiii de la Cași să aibă o sală de sport. Da, dumneavoastră ați ridicat această problemă, dar în perioada 2008-2012 nu mai știu exact. Deau bani pentru măsura 32, vă spun că. Deci nu era, eu eram vici primar, atunci nu era primar, era altcineva. Ați ridicat și atunci deau bani pentru măsura 32. Acum asta ar părea că pentru sală de sport, singurul organism care mai da bani e CNI-ul. Nu știu. Noi acum am trimis să vă la CNI, pentru că nu e primarul Cașin. Ar fi ideal. Da, avem acel teren care e în curtea școlii, să mai poate ciupi și decorul. Nu, o să poate face sală de sport în spatele școlii. Sau în spatele școlii. Unde a fost atelierul. Atelierul și sfera se poate face sală de sport. Sigur. Acolo lejer se poate face. Acolo. Vreau să vă spun că... Da. Aș vrea să vă spun că am ridicat și în ședința trecută cu lumina pe stâlpii care nu sunt. Mulți. La intrare în ulița 8 din cei din stâlpi. Știu, știu că am fost. Acolo, pe lărguța, nu au becuri. Luați legătura cu fetița aia alu Coman, ce a pățit acum, zilele trecute, cu s-a dus să ia apă de la fântână și cu grămada de poși mistreți, băia cărăreagă. A fugit săraca, a lăsat totul. Vorbiți cu ea și o să vă spun. Așa. Cimitirul nostru terenului. Aș vrea să vă întreb ceva. În ședința din 9-a, 8-a... S-a probabil Crăciunul și vin porci acasă. Da, vin porci acasă. În ședința din data de 9-a, 8-a am avut un proiect, adică o inițiativă dumneavoastră referitor la canalizarea de la Curița și gazele și canalizarea. Asta a fost... Ce a cuprins această chestie? Numai casa de apă? Nu. Lămuriți-mă și după vă întreb. Deci, rezervorul de apă este cuprins cu poieni. Da. În proiectul mare. Proiectul mare la Curița nu e prins de câte extinzi de apă. Să faci întrebarea cu noastră. Fiindcă că a cuprinat în medie de 2000 locuitori. Da. Păi atunci a fost locuitori. Și atunci am avut inițiativa de aprobarea de principiu. Au lecție de ființare, cele care realizează la Curița. Canalizare. Care facem noi. Așa. Facem noi proiectul, da. Consiliul local, da. Deci noi facem proiectul, apoi se căutăm suprafinanțare. Da.
Asta de principiu. Acum vă spun de ce. Ați primit de la Bacău, de la Consiliul Județean, o adresă la care ați răspuns. Adresa a ajuns la mine cu semnătura dumneavoastră. În urma sesizării de mine făcută la Guvernul României. Dar cu cine e de la cum? Așa. Aș fi dorit ca acolo, în acea adresă, să fie scris acest lucru. Că s-a propus în Consiliu această idee. Dar nu asta a fost întrebarea dumneavoastră. Către ei. Și atunci eu nu am dat răspuns. Am răspuns cu la ceva întrebare. Către ei? Nu, probabil ei v-au pus altă întrebare. Ei mi-au pus niște întrebări, la care nu am răspuns. Lor. Și ei v-au primit răspunsul nostru, dumneavoastră acasă. Da. Eu nu mă opresc. Nu are rost să mă opresc. Ca și idee. Voi încerca mai departe. Am zis ceva la administrație, dar niciodată nu răspund mai mult când sunt întrebări. Da. Vreau să vă spun că răspunsul care mi-a venit este negativ. Și că este cuprinsă curița în cea de-a treia etapă. La canal. Da. La canal. Eu vă spun, dar ce am solicitat eu. În cea de-a treia etapă a realizărilor, pe perioada 2021-2025, așa că, curițenii, gândiți-vă că mai aveți de stat încă 8 ani ca să primiți canalizare. Rețineți la curița. Pentru că asta e situația. La votare suntem numărați cu toții. Când este vorba de investiții pentru satul Curița, nu avem posibilitate să fim primi. Gaze nu avem, apă curentă nu avem, canalizare nu vom avea. Totul peste 8 ani. Da. Asta am vrut să vă spun. Nu. Că... Acum aveți dreptul la replică și cred că da, sunt pe aici. Eu nu, asta nu e o replică. Nu. E un răspuns primit. Un răspuns, da. Care... În primul rând, noi am fost prinși în poie prin intrarea noastră în ADIP. Da? În ADIP. Și fiind membri ADIP și operatorul regional fiind CRABU. CRABU are un proiect mare la nivelul de Bacău, fiind operator regional. Ai proiect, toate localitățile care se comisionează în servicii. La Curița, vă repet încă o dată și v-a spus, m-a și trezitarea și primis notificări. Nu a fost prins, a fost prins în programul 2014-2020, numai cu extindere de apă, fără canalizare, fiindcă este o aglomerare urbană sub 2000 de locuitori. Și așa e legislația europeană. Și ce spuneți dumneavoastră, 2021-2000, așa, da, într-adevăr, acolo e etapa a treia. Dar de-aia autoinițiativa și-a făcut acel proiect de hotărâre, ca să facem noi proiectarea, să găsim noi o altă sursă de finanțare. De ce mi-ați scris în adresă treaba asta? Nu m-a întrebat lucrul ăsta, domnul. Nimic, adresa e la mine. Eu o solicitez. Da. Nu faci campanie electorală. Nu, campanie electorală. Eu n-am solicitat. Dumneavoastră, vorbim din punctul nostru de vedere. Eu n-am solicitat niciodată. Acum ai, o să o luăm țărănești așa. Câți ochi scoși au avut la Cășine? Sunt domnul Mătus la mine. Că la poziția asta nu a dat drumul. Că s-a făcut stadionul. Ce vrei adevărat? Vedeți? Eu vreau să vă spun altceva. De ce? Sper ca până la urmă vă spun alte chestiuni. Știți că am emoții? Domnul Ducea. Am emoții că la licitația din 2018 pe care o face CRABU, e o licitație foarte mare, că milioane de euro. Să nu fie contestat. Sunt un vedem care a și apă nici în 2020 la Cașa și la Curița. Dar dacă cum ați spus dumneavoastră când ne duceți pe teren, mă rog, vă-ți face o comisie și când vă auzi când vă plătiți, îți văd și eu în lista aia că se înscrie. Nu, dar aici va fi ceva foarte serioasă. Deci foarte serioasă că... La vreo ce caz, pe Curița nu puteți veniți că nu au canalizare și nu le faceți. Și nu o să semneze nimeni. O să iei doar. O să semneze Cășunenii, probabil și mănăstirea Cașei. Nu, vom vedea. Noi trebuie să rămânim oameni că... Da. Eu trăiesc cu speranța, totuși, că se va face ceva. Vom vedea. A plătit și-o ca domnul Florin. Ați vrea să cineva să ia votul? Să merg investiția. Hai să supunem la vot ordinea de zi. Supun la vot proiectul de hotărâre de la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? De la punctul 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea programului cultural artistic, dar fiind și obiceiul de iarnă. Cine este pentru? Împotrivă?
Supun la lucrurile de ordine de la punctul 3, privind la legea statului de înscriere a datorilor de registru agricol și a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumim. Supun la vot proiectul de ordine de la punctul 4, privind aprobarea taxelor speciale de salubritate, persoane fizice, pentru că planul a luat de evoluția taxelor și calitura de proiectului sistem de pentru acoperirea serviciilor de colectare și transport de deșeuri municipale și respectiv operarea instalației de deșeuri municipale. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Supun la vot proiectul de hotărâre de la punctul 5, privind aprobarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului privat al comunei Cașin. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Supun la vot proiectul de hotărâre de la punctul 6, privind aprobarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunii Cașin, județul Bacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Local Cașin, după 31.1999, care se modifică și se implementează condiționări conform anexelor care fac parte integrante din prezența hotărârii. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Supun la vot proiectul de hotărâre la punctul 7, privind aprobarea statutului comunei Cașin, județul Bacău. Cine este pentru? Înainte de să ne luăm la revedere, vă invit pe toți, vineri, la ora 11, 1 decembrie, în fața primăriei, voi avea o mică festivitate în comemorarea celor care și-au dat acest sfârșit în 1917, iar la anul va fi, zic eu, un an aniversar, 100 de ani. La anul vă spun, acum o să vă propun și o să facem un proiect de hotărâre, să o sărbătorim cu atare, ce o să dați. Cu o parată militară, cu ceva mai mult decât am văzut. Anul ăsta va fi ca fiecare an, vor veni și la darme, copiii de la școala Cașin vor avea un program artistic, preoții comunii vor veni și dânsi pentru o slujbă. Dar să veniți și dumneavoastră, că așa e frumos. Vă rog toți să sunteți liberi, că ai lucrat la stat, să zic așa. Aveți liber, care lucrați la privat, e o zi oarecare de muncă. Dacă vă puteți învoi la muncă, sau să vă lăsați ce trebuie și bine vă aștept. Că așa e iubit. Și așa e frumos, fiți alături mult de mine. Comunitatea noastră, în 1 decembrie, nu este a primarului Comunii Cașin, nu este a Consiliul Local, nu este a Școlii Cașin, este a țării noastre, treci, a treci comunități. Vă așteptăm și pe 21 decembrie, eu sper că v-ați ședință până atunci, dacă sigurați că o face, va fi spectacul de pe acolo, la primul cultural, cumva, 21, joi, da, trebuie 21, iar pe 31 decembrie, de la orele 11, vom primi urătură aici și vă face iar scenă, în fața primării. Dar până atunci, hai să strângem rândul și pe 3 decembrie să fim cu toții, vă aștept, chiar sunt curios să văd care dintre dumneavoastră veniți. Nu se mănâncă nici mici, nu se mănâncă nici cărnați cu pastorii, nici... Nici bene, nici mici. Nici bene, nici mici, nici pește, nimic. Dar atât. Dacă veniți cu sumări, un copil poți să mâncați. Da, da. Cu gaură sau fără? Da, noi tot facem.